Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Freedom. Astăzi discutăm cu reprezentanții partidelor extraparlamentare. Iar în platou sunt domnul Vasile Costiuc, președintele Partidului Democrația Acasă, domnul Vadim Brânzaniuc, vicepreședintele Partidului Social Democrat European și domnul Ruslan Codreanu, președintele Partidului Puterea Oamenilor. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Bună seara. Doamne ajută! Noi avem și o întrebare în cadrul televotingului tradițional din emisiunea Freedom și sună în felul următor. Dacă ar trebui partidele pro-europene să facă front comun la alegerile locale din acest an. Întrebarea în scurt timp va fi afișată pe ecran. Transmiteți SMS la 3880 cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Pe parcurs vom afișa rezultatele. Aceeași întrebare o am și pentru dumneavoastră până să trecem la subiectele mai ample. Domnule Costiuc, ar trebui partidele pro-europene să facă front comun la alegerile locale? Și aici mă refer în special la localitățile mari importante. E o întrebare destul de complexă. Nu că vrem să-i dăm numai decât. E foarte complicat la moldoveni să faci alianță. E extrem de complicat. Avem o experiență, am făcut blocuri, am făcut alianță. Unul trage, unul împinge, pe unul bea ceai, dar unul se deorgăiește, vorba clasică. E foarte complicat pentru că înțelegerile pe care le au trei moldoveni sunt patru păreri în interiorul construcției. Și apoi am ușit, eu sunt mai important, eu trebuie să fiu mai înainte pe listă, dar voi m-ați dat într-o parte, dar omul meu e mai important în satul X, când n-are niciun partid practic acoperire națională, că să aibă candidați în toate 900 ceva de localități, dar iată să găsești două localități unde doi candidați sau două partide care au făcut bloc, niciunul nu având șansă, dar să bat până să rupe blocul, pentru că a meu e mai bun ca a tău, fără să aibă sondaj, fără nimic. De asta e extrem de complicat, și avem o practică negativă, de asta am decis să mergem pe cont propriu. Asta este realitatea, mai ales că alegerile locale sunt despre altceva. Despre asta să mai discutăm, vorbim. Dar la această scurtă întrebare vreau să vedem și ceilalți colegi de platou. Domnule Codreanu. Pot să răspund simplu, cu siguranță că trebuie front comun, numai că întrebarea care mi-apare, front comun împotriva la ce? Eu aș vorbi mai degrabă un front comun pentru administrarea orașului, adică unirea puterilor la toate partidele mici, parlamentare, extraparlamentare, ca să administreze orașul, pentru că de lucru este pentru toți, credeți-mă, în municipiul Chișinău, dacă vorbim strict de municipiu. Dar cât de practic vi se pare acest municipiu lucru? Chișinău, din păcate și din experiența proprie, dar și din experiența... Văzând alte partide care au făcut blocuri comune, inclusiv la alegerile locale din 2019, imediat o lună după alegeri s-au rupt în formațiuni diferite și s-au început a certa cei care au intrat în bloc comun. Deci noi nu avem o maturitate politică încă în Republica Moldova, pentru că se necesită o maturitate politică. Mă uitam chiar astăzi la Nicușor Dan, când a câștigat primăria București. Toate partidele l-au susținut, au susținut un singur candidat. Partide care au o vechime, nu ca la noi, Republica Moldova, abia create, dar de 50 de ani, dacă vorbim de PNL, USR Plus, chiar dacă Nicușor Dan era la momentul respectiv cotat cu 6% în sondaje, toate au susținut un singur candidat. La noi, dacă pot să-l completez pe domnul Costiuc, persistă chestia asta că sunt foarte multe partide mici și trebuie să-ți promovezi brandul. Nu pot eu acum face bloc, pentru că de mine nu s-au auzit încă și dacă eu fac bloc, eu nu-mi promovez nici brandul partidului, nici denumirea partidului, și e ca să începe rânza. Păi da, aici noi nu vorbim până la urmă de interesul cetățenilor, de viitorul orașelor importante. Ar trebui să vorbim de interesul orașului în primul rând, dar persistă rânza și noi și acum avem discuții, deci eu nu este un secret că noi discutăm de jumate de an cu mai multe partide, și inclusiv la momentul de față suntem în discuție, eu încă sper că o să ajungem la numitor comun, dar vreau să vă zic că și legislația Republicii Moldova, codul electoral, este destul de dificil, pentru că prevede sau mergi singur, sau mergi în bloc. Și dacă mergi în bloc, se încep probleme. Dar cum împărțim banii după aceea? Da? Nu ne-am să știu eu câți bani ai câștigat tu, ai adus din buget, dar câți bani eu. Și că chestiile astea parcă mărunte, parcă ar trebui să primeze interesul municipiului, interesul omului, dar primează interese înguste de partid. Care este poziția noastră și a partidului pe care îl reprezentăm? Cum am zis, noi discutăm de jumate de an și noi încă sperăm că mai multe partide cu care am avut discuții și care suntem în discuție o să arate o maturitate politică și o să se gândească pe termen lung. Pentru că noi am zis, noi nu am fost creați pentru o singură alegere în Republica Moldova. Noi vrem pe termen lung să dezvoltăm alianțe și colaborare cu toate partidele din Republica Moldova. Domnule Brânzaniuc, aceeași întrebare. Noi încă în luna mai ne-am expus asupra acestui subiect. Voi încerca foarte succint să reiterez încă o dată poziția partidului. Inclusiv cu unei colegi de aici de platou am avut discuții și trebuie să fim sinceri. Poziția noastră este una foarte clară. Pornind de la Chișinău și în continuare către localitățile mai mari și până la sate, noi
cred că trebuia să se margă pe o platformă comună pentru a identifica cei mai buni candidați cu liste solide pentru consiliile locale și în mod special pentru Consiliul Municipal. Coalițiile în alegerile locale nu sunt împotriva la ceva, ci este pentru un scop și pentru a veni cu soluții și a administra mai eficient acest oraș. După mine și după viziunea noastră, primul pas trebuie să-l facă partidul de guvernământ. Ăștia sunt îmbrăcați în haina lor galbenă strălucitoare în care s-au complăcut. E regretabil și cred că... Poate urmează acest lucru. Nu, ei și-au anunțat deja candidatul. Noi la ziua de astăzi nu am anunțat candidatul pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. La fel cum nu au făcut nici alții colegi, suntem în discuții. Totuși, vreau să fiu... Domnul Cotreanu, deja înțeleg că este oficial candidatul partidului și domnul Costiuc la fel. Ați făcut aceste anunțuri. Totuși vreau să-mi exprim convingerea că într-un final vom reuși să identificăm o soluție pentru a merge în locale cu un candidat la Chișinău, cu un candidat comun care să întrunească câteva forțe politice, să întrunească, să vină în spate cu o echipă pregătită pentru Consiliul Municipal, ori veți susține pe cineva din cei care deja au anunțat că vor candida sau încă urmă? Mă repet, suntem în discuții cu mai mulți candidați, potențiali candidați, unii care s-au anunțat sau alții nu s-au anunțat. Analizăm și tare mult îmi doresc să identificăm o soluție, ori trebuie să fim și conștienți de niște lucruri. Lucrurile în Chișinău merg în modul care merg, iar merg după mine prost, merg populist și asta pe termen lung ne va costa. Iar noi ne dorim un oraș... Chiar nu-mi doresc în spatele sediului dumneavoastră să simt mirosul de canalizare care o simt. Eram înainte de a intra aici, deloc nu cel mai plăcut. Nu-mi doresc dimineața să intru aici în zona Stăucenilui, să stau în ambuteiaj, să ajung până în zona respectivă cel puțin câte o oră, și asta o simt toți locuitorii Cricova, Stăuceni, Ciorescu și toți care vin din zona nord. Despre asta o să mai discutăm. Vreau aici să punctăm scurt. Partidul Social Democrat European va avea sau nu candidat în municipiul Chișinău? Scurt. Partidul Social Democrat, la ora actuală, încă este în discuții pentru a identifica totuși un posibil candidat comun pentru care să fie susținut pentru primăria Chișinău. Mai multe partide și totodată. În cazul în care aceste negocieri nu vor avea succes, evident că vom avea candidatul nostru la primăria Chișinău. Noi despre alegerile locale o să mai discutăm în cele două ore. Acum vreau să mergem pe câteva subiecte care au fost vorbite și analizate în ultimele zile. Ilan Șor a anunțat formarea blocului politic Șansă, Obligații, Realizări. Pe scurt, Șor. Domnule Costiuc, ce părere aveți? Am spus cu mult înainte de a fi eliminat pe calea curții conjuriști toți cât e de legal, că trebuia să treacă într-un proces de judecată, să demonstreze că e un grup criminal organizat și nu se ocupă Curtea Constituțională, dar toate acestea sunt servite ca și realizări politice, că dacă îl scoatem pe Șor, o să trăim foarte bine. Problema acum, că Șor are încă 70 de denumiri care poate să le îmbrățișeze. Șansă, opțiuni, Merișor. Cine? Ați interzicem și Merișorul? Sau Ilancic, partidul Ilancic. E, pur și simplu o să-și bată joc în continuare de guvernare. O să vină cu 10 denumiri, cu 10 partide înregistrate. Pentru că contingentul lor, prin magazinele sociale, le dai într-o zi hârtii și le spui, de azi partidul numește așa. Și într-o săptămână o să memorizez 9 denumiri. Problema e în infrastructura pregătită de ani de zile, finanțată, uriaș. Iar denumirea, nu cred că constă astăzi problema în denumire. Și o să vedeți că marea dezamăgire a multor simpatizanți pro-guvernare, în jumătate de an, când o să participe Șor cu oricare denumire în alegeri și o să ia rezultate fenomenale peste tot, o să descrească și o să cadă simpatia în jos. Și o să spună, dar cum așa? Noi i-ați promis, că i-ați scos, am scăpat adică de Șor. Partidul nu trebuia interzis prin lege? Eu cred că a fost pe perioadă de o săptămână euforia asta, am scăpat de Șor, de partidul lor, bravo, tăți, am aplaudat. Și acum ne trezăm peste noapte că erau alte denumiri. Și mai departe ce facem? Începem să le eliminăm pe toate?
Bine, cei de după la modelul lor, dacă ei... nu pot fi preluate de numiri ce creează confuzie. Eu n-aș vrea să mă cramponez foarte mult să vorbesc despre șor, pentru că e un subiect prea mult discutat. Dar prin modelul ăsta, guvernarea, dacă vrea să demonstreze că iese în consecință, cu, mai ales că sunt dosarele Bahamas a lui Șor, cu liocul lui Plahotniuc care l-a dat lui Dodon, înseamnă că urmă... Bahamas acolo e la Dodon. Dar păi Dodon trebuie să fie eliminat ca și partidul Șor. Dacă vor să fie pe același cântar și legea pentru toți, și Filat, care a fost condamnat pentru furtul miliardului și finanțarea partidului, tot trebuie să fie scos în afară legii. Ori ai standarde pentru toți, ori nu umbli cu standarde duble. Pentru că lumea, eu cred că e o mare dezamăgire și o să fie în continuare dezamăgirea legată de Șor. Nu că eu sunt simpatizantul lui. Eu am 5 dosare cu cârnațul Șor și ultima dată l-am prins amuia recent, când toată lumea străga că o scăpa de Șor, dar magazinul Șor vinde cârnaț expirat la Criuleni aici într-un sat. Și m-a oprit și ne-a spus punctul de vedere. Și deja mi-a primit, iar mi-a venit în științare, că sunt cer scuză public de la cârnaț al Șor. Că dacă nu o să merg iar instanță. Așa că problema este de PR politic, o să o făcu PR, iar rău ăsta necesar, eu am impresia că el special e corcolit și gâdelit la talpă de guvernare. El la Șor este, sau partidul Șor, care deja a fost interzis prin lege, reprezintă o forță. Trebuie sau nu să recunoaștem acest lucru, pentru că vedem și în sondaje figurează și iată anunțul cu acest bloc politic, șansă, obligații, realizări. Domnule Codreanu, va fi lăsat să meargă în această formulă Șor în alegeri sau totuși se va găsi și aici motiv legal ca să fie interzis? Eu cred că prea târziu s-a intervenit în declararea neconstituționalității partidului Șor. Și ultima dată când am fost la dumneavoastră la emisiune jumate de an în urmă, am spus că nu este forma de organizare, că e partid Șor, Bețișor, Merișor sau cum va fi el, dar sursa de finanțare. Atâta timp cât nu va fi stopată sursa de finanțare ilegală, și atunci noi tot o să interzicem partide. Pentru că nu asta e soluția să-l interzici. Este important să se respecte principiul constituționalității de liberă exprimare, ca să nu intervenim abuziv. Dar dacă aplicăm un principiu ăsta față de unul, trebuie să-l aplicăm față de toți, pentru că noi am mai văzut și alte spectacole cu mascați, cu confiscare de bani, de finanțare ilegală. Dar n-a urmat nimic. Trebuie să se intervină la momentul oportun, nu după ce în Bălți câștigă candidatul partidului Șor, în Gagauzia câștigă candidatul partidului Șor și după asta noi ne trezim și intervenim. Magazinele sociale, ele de mult trebuia interzise. Eu cunosc zeci de agenți economici care ani de zile nu pot obține certificat ANSA. Ani de zile ei nu pot obține certificat ANSA ca să-și deschidă o afacere. Cum funcționează magazinele Șor? Oare cum funționează, domnule Codreanu? Ne amintim foarte bine cine era prietenul lui Ilan Șor, cine a fost la guvernare în Republica Moldova, prietenul Vlad Plahotniuc, care știți foarte bine ce s-a întâmplat în acea perioadă. 4 ani au trecut de atunci. Noi 2009, noi vorbim de distanța de 4 ani. Bănuiesc că a obținut acele... Dar ce înseamnă abuz? Să-l scoți în afară legii, nu e abuz, dar să interzici magazinele care corup alegătorul și fac baze de date cu oamenii, e abuz. Și mai departe noi ce o să facem? Pentru că clone o să fie. Deja Șor a declarat că el are alte 6 partide și face bloc cu încă 10 partide. Deci noi ce facem? Pur și simplu declarăm... Am găsit o altă vrăjitoare, cum ați menționat noastră de Plahotniuc, am găsit și facem lupta mai departe cu vrăjitorul pentru că agenda publică, Șor e cel mai mare pericol. Marina Tauber își face ziua de naștere în fața procuraturii. A doua zi este arestată, a treia zi este eliberată. Deci cumva asta, după mine, nu este o consecvență și o logică în toate acțiunile astea. Asta e descrierea perfectă a politicii moldovenești, am impresia în ultimii ani. Dacă nu este politica moldovenească așa, cu regret se încearcă a o menține la nivelul acesta, dar ceea ce avem cu Șor nu sunt decât niște artificii pentru care au avut două publicul de pe extern, unde s-a dat, uite, noi am făcut, și doi, pentru simpatizanții partidului de guvernament și atât. Efectul, de fapt, este zero. Această, nu vreau să-i dau o apreciere, acest fenomen parazit a politicii și a societății, care este acest... nici nu știu, turist în Israel sau din Israel, că nu vreau să-i pronunț numele, a avut pregătit de mult timp platforma, toți cunoșteau, dar cu regret nimeni nu vrea să reacționeze. Cred că e mai mult de un an de zile, când a fost prima ridicare de bani, când toți am fost mari și am văzut pe televizoare cu sacoșe, cu bani, fără proveniență, cu proveniență, ni s-a spus că e proveniență ilegală. Într-un an de zile,
lucrurile puteau fi nu doar că investigate, ajuns la cel puțin pentru oameni să ne dea un răspuns la modul, la modul practic. Vedem că nimic nu se dorește. O să o aflăm mai târziu că politicul moldovenesc, cum ați spus, toate într-un final le scot la suprafață, dar mă tem cel mai tare, că guvernarea are nevoie de de o spărietoare în față, fiind prezentată de acest personaj, ori atât timp cât există pe această platformă acest șor, atât timp guvernarea are unde să-și arate toate insuccesele. Haideți să analizăm ce ar trebui să se întâmple, pentru că, indiferent, Partidul Șor nu era interzis prin lege, auzeam aici în platou opinii că trebuie interzis prin lege. A fost interzis prin lege, că nu trebuia interzis, că oricum o să găsească soluție. A găsit o soluție, o să găsească altă. Domnul Galvin, care este? Știm cum se creează opinia publică. Opinia publică se creează și se formează un ajotaj, că dacă îl scoatem, îl scoatem. 4 ani, am zis că dacă îl scăpăm de Plahotniuc, o să trăim bine. Am scăpat de Plahotniuc. O zis că dacă o să scăpăm de Dodon, o să trăim extraordinar de bine. 2-3 ani de zile Dodon din 20 noi, din 21 noi la guvernare. Problema nu mai este. Acum scăpăm de Șor. Problema e falsă. Dacă era închisă Marina, dacă erau închiși liderii care se ocupă de organizarea partidului și finanțările erau stopate, nu mă interesa scoaterea în afară. El muria singur. Ce înseamnă abuz? Trebuie să ai la bază niște dosare pregătite. Domnul Galben, e foarte simplu. Noi toți venim aici în Chișinău din sate. La mine în sat se știe foarte bine. Persoana X e persoana care recrutează oameni. Persoana X este cea care remunerează oamenii, cea care organizează transportarea și așa mai departe, are grijă de 1, 2, 3. Nu avem nevoie de servicii speciale americane, nu mai știu de care. Dacă se dorea... Dacă mergem după logica asta, putem să-i judecăm toți cu vocea poporului. Nu. Dacă se dorea, e regretabil că din informațiile care le am, mulți polițiști la nivel de conduceri de comisariate prin raioane. La fel sunt bursierii lui Șor și mulți funcționari în acest stat sunt bursierii lui Șor. Iată unde e marea problemă care este. Domnul Galben, vă spun o chestie. Și nu se dorește de fapt a afla adevărul. Îl completez pe domnul Brânzaniuc. Am vorbit cu un primar, nu vreau să-i dau numele, nu vreau să-l expun. Am stat la el, producător de, sau apicultor. Vasile, mi-a dat 20.000 de dolari. Omul, după două pari de vin, a fost foarte deschis. O să că nu că să mă condamnați sau să mă judicați. Mi-a dat 20.000 de dolari. Eu nu-i câștig în următorii 5 mandate. Să trec ușor. Am trecut ușor. El a să mă susțină, o să-mi facă campanie, eu o să mai iau un mandat. Voi de ce trebuie să mă criticați pe mine? Să mă condamnați sau... Omul ăsta am lucrat turba cu bani. Dar eu vă spun... Și care a fost răspunsul pentru acest primar? Nici unde e demnitatea? De ce nu ați ieșit acolo cu un discurs din ăsta? Ca să fie pentru binele cetățenilor, să gândească domnul la interes. Dar înseamnă că astfel de situații sunt în mai multe domnul localități. Domnul Galben, lucrurile astea nu trebuie discutate în studiourile de televiziune. Lucrurile pentru lucrurile astea sunt instituțiile statului. Sunt oameni concreți care vin la primari. Mergeți în orice primar din Republica asta și vă spun că a fost reprezentantul acelui partid, mi-a propus asta, mi-a propus reprezentantul... Dar ce făcea, amintiți-mi foarte bine, conducerea Partidului Democrat? Fost. Domnul Galben, eu nu am călcat pragul Partidului Democrat niciodată, nu am cunoscut pe niciun lider, eu am venit în toamna anului trecut în Partidul Social Democrat. Nu este nimic nou sub soare. Dar atât de cinic și atât de ipocrit nu s-a acționat niciodată. Haideți să ne amintim ce se întâmpla cu primarii. Cum atât de cinic și ipocrit nu s-a... Acum e mai dur. Încearcă să zică că nu se dorește. Eu, de fapt, sunt de părerea că nu pot. E mai și mai grav. Eu cred că intențiile sunt bune. Eu cred că se dorește a stopa finanțările ilegale a partidelor. Pentru că, haideți să fim sinceri, cel puțin părerea mea personală este că nu este singurul partid finanțat ilegal. Din surse externe sau prin diferite fonduri de societatea civilă. Dar nu pot. Deci nu pot vedea toate sursele de finanțare ilegală care vin în țară pentru finanțarea Partidului Șor. Și aici noi o să luptăm ani de zile cu acest fenomen, pentru că el nu o să dispară, o să declarăm neconstituțional și aici iarăși. Eu n-aș vrea să speculez pe deciziile Curții Constituționale, pentru că totuși este o Curtea Constituțională care a decis în baza unor argumente. Important este ca să fie echidistantă și important este ca să fie același principiu aplicat pentru toate partidele și să nu fie doar un bâtă politică pe viitor.
Pentru că credeți-mă că lucrurile se pot schimba în țară în 3, 4, 5 ani și alte forțe politice revanșarde vor încerca să folosească această decizie a Curții Constituționale. Deci argumentele trebuie să fie destul de solide. Dacă să fie argumentul solid, tu pur și simplu trebuie să oprești sursa de finanțare ilegală. Păi și dacă guvernarea... că ei își doresc, păi, dar nu pot. De ce nu pot? Pentru că vă spun eu că nu pot. De ce? Pentru că se joacă de reforma justiției. Se tot joacă de reforma justiției. Păi, și dacă tot acolo există influențe de la foștii conducători ai acestui colegii stat. Mei, cum spun, eu cunosc primari la care au fost să-i racoleze. Păi, cu, ați mers la procuratură. Cu culeacele de domnul Costiuc, ați mers la procuratură să vorbim. Să vă arăt câte cereri am depus la procuratură, toate subiectele. Am studiat, am evaluat, am nu știu ce, și nu s-au identificat. După care, iată, văd un singur caz. Am fost audiat alaltă ieri la Centrul Național Anticorupție. Declarațiile publice făcute acum 2 ani, 3 ani, la Ungheni, pe un alt funcționar de rang înalt de la CNA, și acum dosarul lui, nu știu cum, se mișcă într-o direcție anumită. Și m-au audiat și am aflat de la procuror că dosarul în care eu am scris plângeri pe același funcționar cu mult timp în urmă și care am avut o ordonanță de la procurator și că nu s-a găsit nimic. Am fost anulat și repornită ancheta. Trebuie să mai treacă încă 3 ani de zile ca dosarele și cererile pe care le-am făcut noi astăzi să fie examinate. Dar eu vă spun o chestie. Ia uitați, greu să domnul Galben, am orice carte proces de politologie. Deschizi o carte de politologie și vezi. E scris negru pe alt. Simpli exerciții politologici. Partidul politic care creează agenda publică este partidul de opoziție. Noi discutăm atât de mult despre șori, de parcă toată Moldova să în jurul ei se învârtește. Noi am uitat de fermieri, de producători, de toate categoriile sociale. Dar noi avem jumătate de emisiune, am vorbit despre. Avem două ore la dispoziție. Deci se grup criminal organizat trebuie să stea la pușcărie cei care finanțează, care iau bani și care distribuie bani. Păi trebuie finalizate aceste dosare. Trebuie să meargă în instanță. La doamna Drăgălin. Trebuie să existe o decizie finală, pentru că altfel uităm de prezumția nevinovăției. Noi săptămâna trecută am avut aici avocatul partidului Șor. Se primește că dosarele nu sunt finalizate. Noi, ca cetățeni, nu știm ce s-a întâmplat cu acele pungi de bani care au fost găsite, confiscate, dar decizia Curții Constituționale deja este. Deci, cumva, iarăși se merge înaintea carului. Bine, acolo ați văzut argumentarea. Aici, când săptămâna trecută vorbeau colegii de platou și era și avocatul partidului Șor, spunea că nu există un dosar finalizat sau o condamnare finală, condamnare, da, unde să finală, fie unde menționat că acesta este un grup criminal organizat. Și, legal, avocatul partidului Șor are dreptate. Nu știu, eu nu vreau să mă dau cu părere, eu știu un lucru. Omul și ăla de la sat, care se uită acolo la televizor și spune, băi, dacă ei vorbesc atât de Șor, înseamnă că ei sunt de dânsul. Ia că asta e groaza pasului. Și toți cei care se supărați pe pas acum, pentru toate problemele care există, și se uită. Dacă e atâta discută de Șor, l-o scos în afara legii și să tem de dânsul, înseamnă că noi pe dânsul să-l susținem. El o să facă regulă, că de dânsul suntem. Iată, în cele două oră, domnule Costiuc, noi o să preluăm câteva apeluri de la cetățeni și o să vedem dacă ei cred așa. Pentru foarte că se creează o impresie că cei care stau și privesc televizorul, ei nu prea au capacitatea de analiză. Nu. Oamenii înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Noi discutăm, da, despre un anunț care s-a întâmplat în aceste zile, și anume formarea acestui bloc. Dacă vor veni partidele pro-unioniști, blocul poate fi făcut doar în campanie electorală până atunci. O să discutăm despre unioniști. Dacă vor veni partidele de dreapta, extraparlamentare, pro-europene și o să fac un bloc, o să discutăm despre acest lucru. Da, domn, eu n-am. Dar e regretabil când Șor ne face agenda publică. Corect, noi discutăm... și noi mergem de mână după... De fapt, suntem acei vornicei care venim și facem din urmă, batem din palme. După o scurtă pauză de publicitate, o să discutăm în baza agendei pe care am pregătit-o astăzi în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, revenim în scurt timp. Sportivii noștri au valoare, pasiune, devotament, acțiune, muncă, talent. Campionii nu se nasc, ei devin campionii.
cu Stas Чернавка. Doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов. 10 парламентов. 17 правительств. Выборы. Борьба за влияние. Война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și câți străini. Noi țărănii mei lăsați suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc, cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus, cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Fările cele așa și se murează în procuratură. С одного битого двух не битых дают. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Сперкнувайся, мы здесь доминатор. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. С депешит этапа унитерибилизм симплу. Молдове в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен бьют и даже работающим. Я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов. Международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам. Подводим итоги с Юлией Будеч. В 22:30 на ТВ8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Чернавка, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Зильник Сент-Имплечера. Tot ce e important. Eu am 5 copii și câți străini. Noi țărănii mei lăsați suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Toți cumpiesc, cumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu.
Am revenit în platou, continuăm discuția. În principiu am înțeles ce va fi cu acest bloc, adică opinia dumneavoastră am înțeles. Vreau să mergem mai departe cu ceea ce s-a întâmplat în Federația Rusă. E un subiect care deja cumva s-a consumat, rapid s-a început, rapid s-a consumat, dar cât de mult ar fi schimbat, iată, dacă nu s-ar fi finalizat atât de ușor? Pentru că era un soi de revoltă socială până la urmă Federația Rusă și se vorbea despre faptul că ar putea fi dat jos Vladimir Putin. Și în Republica Moldova n-am văzut reacții nici din partea Ministerului de Externe, toți au așteptat, nici din partea autorităților, toți au așteptat să vadă cine câștigă și de care va fi reacția ulterioară. Domnule Galben, în istoria Rusiei, pe care am studiat-o la facultate, e foarte expres scris. Niciodată în Rusia nu s-au schimbat lucrurile pe cale democratică. Niciodată n-au avut loc alegeri în sensul direct al cuvântului. La ei strezesc ăștia majoritatea și spun că împăratul nu e adevărat, țară nenastoiașii. Și îl dau jos pe cale de revoluție. Probabil a fost o speță operație gândită tot de serviciile speciale rusești să vadă câtă lume așteaptă o revoltă în masă și un război civil sau o smută, cum spun ei, să vadă dacă există cu adevărat un teren propice și societatea, chiar dacă tași în Rusia, nu susține războiul împotriva Ucrainei, nu susține politica imperialistă a lui Putin și au testat-o prin intermediul bucătarului lui Putin. Și probabil au înțeles că o armată cu 10-15.000 de soldați înarmați poate să ajungă până sub Moscova și n-are cine să-i oprească. Și foarte multă lume, eu am văzut imaginile de la orașele pe care le-au luat și Saratov și Voronezh. Oamenii veneau cu mâncare la soldații lui Prigojin, le-a dus și mâncarea asta, înseamnă că societatea este, eu cred că ei și-au făcut lecțiile și occidentale au așteptat foarte, foarte mult dezlegarea. Imperiul ăsta oricum trebuie să cadă pentru că el nu dă voie să trăiască nici a lor, nici vecinii și eu sunt sigur că și Ucraina și Georgia și Republica Moldova toți așteptau să cadă odată imperiul ăsta și să termine războiul, că ne-a paralizat toată Europa și toată planeta stă cu gura la suflet. Și multă lume oricum nu crede că s-a întâmplat o chestie la nivel de testare și așteaptă să producă o revoluție și o revoltă internă la Kremlin, iar împăratul lor să fie demis, dat jos. Eu m-am grăbit și am spus că punem la dispoziție 10 avioane ca armata de ocupație din Transnistria să fie evacuată, numai să le facă coridor verde și îmbarcăm în avioane, în 10 avioane, strângem bani mână de la mână moldoveni și îi trimitem în Federația Rusă, pentru că ei cum îi prezintă? Sunt pacificatori în Transnistria, nu? Și zic, dacă s-a început război civil la ei, înseamnă că pacificatorii din Transnistria sunt mai necesari la Moscova, să duc să îi împaci pe dânșii, să ne lese în pace. Dar rămâne deschis propunerea noastră. Tăcerea Chișinăului, cum ați văzut-o dumneavoastră? Dar n-a fost doar tăcerea Chișinăului, cred că și Chișinău, la fel ca și celelalte cancelarii occidentale, au urmărit foarte atent, ori niciodată ceea ce se arată că se întâmplă în Federația Rusă nu trebuie tratat nemijlocit după modul care se prezintă, chiar dacă se încearcă a prezenta din diferite surse. La sigur a fost o acțiune cu anumite susținere de către anumite structuri ale statului rus. A fost pus la cale de către conducerea Federației Rusă, serviciile secrete? La sigur, fără implicarea lor nu se atesta atmosfera în societate. A fost o testare, că a fost o atestare a stării de spirit în societate, că a fost o testare a puterii politice, că a fost o testare a armatei. Sunt lucruri care vor cred că le vom avea mai târziu. Cert este un lucru, ceea ce s-a întâmplat trebuie să fie și un motiv de bucurie pentru toată lumea. S-a văzut că de fapt regele este gol. Regele este gol și e gol inclusiv pe interior destul de tare. Cred că vreau ca după acest exercițiu să lucrurile în Ucraina să avanseze în contraofensiva ucraineană și să ajungem să punem punct acestui război. Dar dacă vedem și analizăm cum a început, cum a derulat, unde s-a oprit, la momentul de cotitură, cine a intervenit și a oprit, toate sunt lucruri după un scenariu, nu știu de unde regizat. Cert e că impactul pe termen lung va fi că Putin va avea regimul criminal, va avea și-a pierdut din credibilitate, atât pe intern cât și pe extern. Căderea regimului Putin, ce ar însemna pentru
politica moldovenească? S-ar schimba radical totul aici? În 1939 Churchill spunea că Rusia este o mare înghicitoare enigmatică în care se află o enigmă și mai mare. Cu siguranță noi avem dreptul să analizăm și să presupunem ce a fost. Eu sunt total împotriva teoriei că a fost organizat de serviciile speciale rusești. Eu mai degrabă cred că că există o luptă mare între clanuri din jurul lui Putin și bucătarul lui Putin, omul de încredere care e crescut de Putin, pur și simplu a încercat să arate că și el are o voce de spus, mai ales că el au fost câteva operațiuni în care ambii general Gerasimov și cu Șoigu l-au boicotat. Și atunci el a încercat să arate colții, să zică că, uite, eu cu câțiva mii de soldați pot să vă arăt unde este toată armata voastră, măreața armată. Pentru că el a ieșit și cu câteva mesaje populare ca să valideze Revoluția Populară, cum ar fi să interzică să retrocedeze zăcămintele naturale ale Rusiei către companiile străine. A testat și a mers, a fost primit cu aplauze în Rostov pe Don și în Voronej. Dar de ce să se bucure lumea întreagă sau noi ca Republica Moldova când un monstru vrea să-l detroneze pe alt monstru? Pentru că pe Prigojin nu face faptul că el a mers spre Moscova, acest fapt e rău. Eu m-am mirat că unii politicieni din Republica Moldova cumva repede au uitat că noi vorbim de un criminal de război care a făcut prăpăd în Ucraina, atrocități în Ucraina și acum au început să se bucure că el merge să-l droneze pe Putin. Asta înseamnă că cetățenii foarte mult își doresc ca Putin să fie dat jos. Fiecare conducător a Rusiei a avut câte un Prigojin. Lenin l-a avut pe Stalin, Stalin l-a avut pe Hrușov, Hrușov l-a avut pe Brejnev, și tot așa. Eu cresc cu matrioșca rusească din 1-9. Și Putin îl are pe Prigojin. Deci, nu cred că au fost, eu cred că ei singuri au rămas șocați de forța și de amploarea care au luat-o în doar două zile acest fenomen. Mai departe, ce s-a întâmplat, cum s-a oprit el așa brusc? Intervenția că, lui Lukashenko. Corect. Deci, asta pentru mine e cea mai mare enigmă. Cine este Lukashenko pentru Prigojin, ca el să intervină telefonic și în acest namslovie pe cuvânt de onoare, gata, s-au închis toate dosarele penale, care au fost înțelegerile, asta rămâne doar să ghicim. Dar eu m-aș fi bucurat foarte tare dacă în locul lui Prigojin era Navalny. Atunci lumea întreagă putea să respire mai ușor. Și Ucraina, și Moldova, și Georgia, și Statele Unite. Dacă nu era un Prigojin, un criminal, dar Navalny, atunci era să fie o speranță de aer pentru întreaga... Istoria Rusiei ne-a demonstrat o chestie. Când au scăpat în 17 și după Revoluția bolșevică și retragerea de pe fronta bolșevicilor și a armatei bolșevice și prăpădul din Basarabia, noi am avut o șansă unică. În 17 până în 18 bărbații de stat au luat o decizie fundamentală pentru soarta noastră și au făcut reîntregirea națională. Și eu zic, rușii l-au câștigat pe un Lenin care a creat gulagul și a creat cea mai mare teroare pe care au avut-o secolul 20 împreună cu Stalin după asta. Asta nu înseamnă că dacă la Kremlin ar venea un Prigojin, noi vom fi mai fericiți. S-ar putea să transforme Rusia într-o Coreie din Nord 2, unde să fie o teroare mai cumplită decât acum pe perioada lui Putin. Dar eu zic că noi am putea să ne rezolvăm problema cu Transnistria, să ne eliberăm și să ne reîntregim neamul. Eu asta am avut în vedere. Asta ar fi, domnul Vasile, varianta cea mai bună. Cert e un lucru. Prigojin e cel cu mâinile direct în sânge. Dacă ceilalți o mai fac pe cel care stă la pupitre sus undeva, ăsta e cel care vine cu mâinile de sânge din soldații ucraineni, din Africa, din toată lumea. El a fost în Siria, el din Siria. Și bucuria cetățenilor, inclusiv a ucrainenilor, era că ei între ei încearcă să-și regleze. Asta e unica parte bună a paharului. Vește adversarul și Ucraina are șansă să... Dar... Cel mai tare ce m-a făcut și m-a uimit în toată istoria și finalul istoriei respective este că în momentul în care lumea vorbește de inteligența artificială, nu mai știu, și multe, multe lucruri avansate științific, în Federația Rusă încă se merge papaniatem, se discută papaniatem și poporul, spre uimirea mea și cu regretul meu, ține cont încă de paniatele conducătorilor și pozițiilor. Nu prea are de ales poporul acolo, pentru că în momentul în care ies cineva la protest, am văzut ce se întâmplă. Și inclusiv cu liderii de opoziție. Acolo, dacă te uiți la statistica lor, și ăștia ai noștri care trag spre Rusia și ne povestesc în toată ziua că îl așteaptă Putin, au mii de cetățeni care sunt
activiști sau policieni, băgați în pușcării și condamnați pe ani de zile, oameni care au ieșit cu o foaie în mână, duși în izolatoare și pusă la amenzi uriașă, acolo cu democrația e o noțiune. Rogojin scapă acum... Și Rogojin nu cred că scapă, el a rezolvat o problemă și el a spus o chestie pe care trebuie să o luăm în considerație. El o a atras asupra lui, având toate forțele necesare și armata pregătită, o armată, ei spun de 25.000, dar s-ar putea să fie alte surse, spun de 50.000. Au atras toate forțele ucrainești la Bahmut și i-au ținut 10 luni la Bahmut până armata rusă și-a revenit. A înțeles cum trebuie să se comporte, cum să lupte, cum să fie dotată, iar acum misiunea lui fiind finalizată, a făcut un test spre Moscova și a plecat prin Belorusia înapoi în Africa pentru că are misiuni în Africa. Și a spus-o foarte clar. Și în Africa au misiuni exact care le-au făcut și la Bahmut. Iar acum armata rusă, care să nu fie scindată, pentru că acolo este un scandal întreg, cu trecerea pe contract a tuturor celor care luptă și sunt și alte armate private, inclusiv a Gazpromului, și Rusia se transforma într-un fel a armatelor private, o armată de stat care era slabă și armate private foarte pregătite. Acum întrebarea pe care și-o adresează cei din Republica Moldova. În ce măsură Federația Rusă mai este interesată să susțină anumite formațiuni politice aici în Republica Moldova și dacă Moldova mai prezintă interes pentru ruși? Prima săptămâna trecută am văzut în sfârșit, după cât timp, când toate cancelarele occidentale au făcut-o, s-a cerut și la noi micșorarea numărilor angajaților Federației Ruse, ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Numărul angajaților oficiale a ambasadei Federației Ruse este de câteva ori mai mare ca a României, țară vecină, mai mare ca Statelor Unite, mai mare ca... Uitați-vă că domnul Dorin întreabă. Uitați-vă că ei n-au putut sărbătorească ziua Rusiei pe 12 iunie și au plecat pe 9 iunie. Până ați văzut policienii noștri să băteau când încăpeau câte doi pe poartă, cu flori, cu trandașieri, preoți, politicieni, fost președinți, primari de municipiu, primarul municipiului Bălți cu un buchet de flori, că nu se vede după flori. Nu-și dădeau rând să-i pupe mâna țarului prin intermediul ambasadei. Așa că ei sunt arhiprezenți, nu trebuie subestimați, ei investesc în continuare în televiziuni. Sputnicul lucrează astăzi la protestul fermierilor cu un microfon de un metru, fiind prin ordine interzis ca să lucreze pe teritoriul nostru. Și lucrează în continuare. Rusia investește în continuare bani enormi în dezinformare, în război hibrid, în politicieni, în partide, în televiziuni. Este arhiprezent. Și în continuare, dar niciodată nu ei nu au mers pe un singur actor. În continuare, eu cred că vor fi și mai activi și cel mai regretabil, ei au schimbat strategia. Deja miza este pusă pe câteva ținte. Sunt țintele deschise, cu aromă de occidental. Cicurile astea de stil sunt binevenite, dar haideți, suntem într-un talk show politic. Da, să spun. Care sunt țintele deschise, închise, ascunse? Am vorbit jumătate de emisiune de șor. Este al doilea care spunea în Găgăuzia că vin, iată, ai noștri sunt aproape, Dodon. Și sunt ceilalți care toți vin de acolo. Asta sunt țintele deschise. Deschise. Și ceilalți care provin de acolo, cu partide deja europene, tot sunt acolo. Și pro-europeni. Și pro-europeni. Cine? Chicu Ceban. Mare secret. Spuneți așa, auzi jumătate de gură. Adică, nu, dar e mare secret în societatea noastră. Mare secret. Băieții au înțeles, Federația Rusă a înțeles un lucru elementar. Aici, cu partide pro-rusă, de alea care nașărea, dar nu poți lua puterea. Nu mai iei puterea. Poți să ai 30% mandat în Parlament, poți fi în opoziție tot timpul, să strângi prin Parlament, dar nu mai iei puterea. Și acum au făcut prin intermediul calculilor politici câteva partide de centru-dreapta, pe care le-au desenat pro-europene, le-au dat denumire pro-europeană și ei ies în public și spun că noi suntem pro-europeni și desenați și vin cu torba cu bani, cumpără primari, nu doar șor, noi prea mult vorbim despre șor. Cine mai cumpără? Chicu? Da. Ce face? Dar Chicu e suficient să cumpere în altă parte și ce bani să ia capitala. Și să vedeți la următoare alegeri când stuflesc cu Găgăuzia și Găgăuzia și Bălțu sunt soluționate. Și moldovenii noștri nu înțeleg pericolul ăsta și se duc cu flori și... De asta poate trebuia să vorbeam să începem discuția. Când vorbeam de pericolul și de necesitatea de a merge în alegeri pe un front comun, aici e marele risc. Trebuia de aici și era ideea întrebării pe care am formulat-o astăzi. Aici e marele risc. Este un pericol
ziceau și aici în platou analiștii politici, pentru municipiul Chișinău. Nu doar pentru. Ca să nu ajungă aici un primar pro-european. Dar haideți să reamintim și pentru telespectatori întrebarea din cadrul televotingului, dacă ar trebui partidele pro-europene să facă front comun la alegerile locale din acest an. Întrebarea este afișată pe ecran, tot acolo vedeți numărul de telefon 3880. Transmiteți SMS cu cifra 1 pentru da și cifra 2 pentru nu. Vom vedea rezultatele afișate pe ecran. Vorbind în contextul ăsta, pericol pentru Republica Moldova este major și ar fi posibilă schimbarea cursului de la cel pro-european la cel pro-rus? Foarte ușor, ținând cont de dezamăgirea diasporii și credeți-mă, dacă ați face un sondaj în diasporă să vedeți cât de mult... De ce e dezamăgită diasporii? Întrebați-i pe ei de diasporă, pentru că ăștia au făcut o serie de proiecte pe care le-au promis că o să le facă, proiecte pentru diasporă, cu revenirea acasă, cu scutirea de taxă, cu o mașină pe care poți să o aduci. Și toate astea, dacă o trecut cineva să vadă, dumneavoastră la TV8 ați făcut o emisiune întreagă și am văzut un material întreg cu Pietru de la Ungheni care a venit din Canada, prin și o trecut și câți bani plătit, vreo 25.000 de dolari ca să ajungă acasă cu o mașină din Canada. Și după povestea tânărului revenit din Canada, care acum, apropo, lucrează în Italia, a plecat înapoi în Italia, cine mai vrea să vină? Că mașina nu trebuie să fie mai mult de 2 litri. Și când am spus, domnilor deputați, când ați făcut deci legea asta... Deci cei din diaspora vor vota partide pro-ruse? Nu o să prezinte la vot, stimate domn. Cel mai mare risc că ei niciodată n-au votat partide. Neprezentarea la alegeri. E destul. Dar aici, la nivel local, o să țineți cont de o chestie care se va întâmpla. Și nu e vorba doar de municipiu. Aici putem vorbi foarte mult de municipiu. Municipiul și așa au fost pe mâna lui Ceban 4 ani de zile. Eu vă vorbesc acum toate consiliile raionale. N-au fost lichidate consiliile raionale. O să vedeți că toate forțele care o să treacă în consiliile raionale o să meargă va-banc și o să facă alianță între ei numai să nu cu pasul. Și pasul o să aibă 20, 30, 40 de procente, vorbesc, în consiliile raionale și o să rămână în opoziție în majoritatea raionilor. Și o să vedeți cum o să arate culoarea politică, vorbind politic, a președinților de raion, a vicepreședinților, în raport cu conducerea centrală a statului. Păi este argumentat întrebarea pe care am adresat-o. E foarte argumentat. Și acest bloc e necesar. Și dacă pasul nici nu vrea să discute, noi și discutăm între noi cum facem blocul pasul sau cum? Păi da, noi nu vorbim aici doar de municipiul Chișinău. Pasul poate discuta pe alte localități. Altceva. Situația este, domnul Vasile a spus-o foarte bine. Consiliile raionale sunt voturile politice. Da. E exprimarea votului politic. Doi, avem municipiile. Cu excepția, adică noi nu avem doar Chișinău. Avem așa, Iedineț. Ceilalți, opoziția pro-rusă, au candidat foarte puternic. Soroca. Ungheni. Cahul. Hâncești, încă la Hâncești lucrurile, domnul Botnar are o poziție foarte bună, sper că chiar e un primar destul de... Da, o să vedeți că ele... Aici sunt foarte multe semne de întrebare, dacă da. O să vorbim cu cineva din Hâncești... Nu, da, dar vreau să zic altceva. În toate municipiile este pericolul că conducerea fi preluată de către reprezentanții... Mereu a fost așa. Nu? Nu? Niciodată ca acum nu. Eu înțeleg, spun colegii mei, eu înțeleg că este un talk show politic, dar toată speranța mea așa e că o să auziți și colegii mei de studio în campanie electorală când o să zică, haideți să vorbim despre administrare. Hai că acum vorbim de alegeri locale, totuși noi vorbim de sate, vorbim de sate de 50 de bani. Și ia mandatul de 4 ani. Nu puteți candidați să concurați cu banii ușor. Ia că ați venit un candidat la dumneavoastră local. Despre asta să vorbim, despre soluții pentru Chișinău, despre problemele reale ale oamenilor. Dar pot să ai soluții geniale. Alegerile astea o să fie ca și toate alegerile în municipiul Chișinău, unde o să vorbească despre stânga și dreapta. În țară sunt multe orașe și sate. O să vorbească despre Rusie, despre București. Spuneți că în Găgăuzie au câștigat soluțiile și administrația. Pasul nu a avut candidat. Nu, dar trebuie să vorbim despre administrație. N-avem nicio problemă. De ce pasul credeți că Bașcanul actual habar are de administrație? Eu cu cuvintele astea nici nu le înțeleg. Păi sunt de acord, dar de ce pasul nu a avut candidat? În Bălți pasul nu are candidat. Păi ce facem noi? Partidul care are tot în țara asta. Nu ai candidat în Găgăuzia? Păi cum integrezi tu țara? Cum tu comunici cu Găgăuzia? Tu nici măcar n-ai avut tentativa să ai candidat în Găgăuzia. În Bălți e la fel. A doilea municipiu. Păi noi despre ce discutăm? Noi vorbim despre partidele mici, extraparlamentare, când partidul de guvernare nu înaintează candidați în Găgăuzia. Păi noi ce facem? Conducem țara de la Bruxelles sau din turnul de Filder sau noi suntem în teren printre oameni ca să îi educăm, să îi informăm, să îi aducem la valorile astea europene. Și dacă ar fi avut partidul PAS candidat în Găgăuzia, credeți că s-ar fi schimbat ceva? Nu ar fi avut șanse. Dar ce înseamnă lupta? Avem șanse doar pe strada Ștefan cel Mare și acolo luptăm? Dar noi nu suntem pe toată țara.
Eu despre asta zic. Da, șanse nu ar fi avut în fața ilegalităților lui Șor. Avea să câștige guvernatorul care a câștigat. Dar păi trebuie să... Așa se creează, așa se construiește. Și care nu renunță. Vedem cetățenii care votează în cadrul sondajului. 93 raportul la 7. Cetățenii își doresc ca partidele pro-europene să meargă într-un bloc, front comun. Dar vedem aici, domnul Costiuc zice că la noi toți au rânza mare. Da? Dumneavoastră spuneți că v-ați dori pe cineva să identificați, dar nu-i clar cine? Noi am spus foarte clar. Noi discutăm și noi încă sperăm că vom avea maturitatea politică toți ca să ajungem la un bloc, front, alianță, spuneți-i cum vreți, comună, dar nu pentru împotriva cuiva, dar pentru a rezolva problemele, pentru că, repet, în primăria municipiului Chișinău, în satele Moldovei, în Republica Moldova este de lucru pentru toți. Cum mai concurați puțin cu un partid care are foarte mulți bani, zice domnul Costiuc. Dar n-ai nicio șansă să-i povestești că eu, dacă azi vin la tine în localitate, eu am să aplic management european și vin ușor cu torba cu rulul și o să că săptămâna asta trage lumină. Nici nu a câștigat. Nu ai tras lumină și jumătate de stat a votat cu dâns pentru că eu a tras lumină deja. Dar pe dâns l-a costat și nu ai șansă acum, dar oamenii trebuie educați. Eu înțeleg, domnul Codreanu, noi vorbim că nu suntem într-o concurență loială, sănătoasă. Noi nu avem concurență asta. Și mie îmi pare rău acum de mulți primari, și acum vă spun cu mare îngrijorare, mie îmi pare rău de foarte mulți primari care astăzi sunt trași, hărțuiți, intimidați, trași în toate părțile. Așa cum vă pare rău de mulți primari, așa sunt eu dezamăgit de unele partide politice extraparlamentare din Moldova care pur și simplu, prin atitudinea lor, nu se arată serioși, nici față de discuții, dar nici față de viitorul a municipiului, a municipiilor, a satelor și a țării. Mulți nu interesează nici municipiului, satele. Mulți se aventurează. Și atunci, e că asta trebuie taxat. Pentru că eu înțeleg populismele. Noi tot timpul am votat împotriva vrăjitoarelor, noi tot timpul am votat împotriva cuiva, noi tot timpul am zis că mai bine cu ăsta decât... Noi am votat împotriva decât pentru. Eu înțeleg. Dar eu tot încă sper, de asta și sunt în Republica Moldova, de asta și vreau să trăiesc aici, de asta și încerc să construiesc ceva, pentru că încă sper că noi vom reuși să ajungem la maturitatea aceea, că ajungem să facem experimente. Ajunge. Nu există niciun lider politic azi, mic, mare, important sau neimportant, care să nu declare, noi suntem deschiși. Noi suntem deschiși. Păi că când discuți cu astfel de lideri a partidelor politici să faci un bloc, se începe. E minuscul. Dar de ce? Acolo, dar de ce? Dar care ar fi raționamentul pasului să meargă într-un bloc comun cu partidele mici extraparlamentare dacă ei au majoritate peste tot acum? Unde au majoritate? În toate instituțiile. Știți cum au fost aleși primari în unele sate, spre marele meu regret și rușine, care se candidează sau de la Năstase sau de la PAS? S-a tras la chibrit. Deci eu vă spun câteva localități unde s-a tras la chibrit și care să candideze. Noi despre ce discutăm? Și după asta, când omul pierdea la chibrit, s-a dus din partea PLD-ului și a câștigat primăria. Înțelegeți? Noi despre ce discutăm? Și vă zic altceva. De jumătate de an vorbim un lucru. Dita mai partid de guvernare, cu structuri în toate, deputați din toate raioanele. Deja au făcut cărări la primarii Partidului Social Democrat European. Treceți de la noi. Nu treceți de la noi, treceți concurați independent. Dacă ești un partid atât de mare, ai capacitatea, educă-ți ai tăi, ale simpatizanți. Vă amintim ce făcea Partidul Democrat până în... Auziți, dă-ți adaug ceva, pentru că mai aveți... Scurt, că mergem la pauză. Este un nene care m-a dat în judecată, unul Nichiforciuc, el a de un lider politic. Și îmblă prin raioane, mai ales pe la nord, și strânge primare, mai ales de pe la Partidul Social Democrat și le spune: bă, dacă nu, veniți cu noi. Noi avem acces la fonduri, noi colaborăm cu PAS-ul. Eu fac adresare către PAS. Bă, duceți să lămuriți cineva dacă omul ăsta speculează din numele vostru că el e prieten cu voi. El spune că dacă satul European Express vii cu noi, îți dăm bani de la guvernare. Trebuie să menționăm, doar să noi mai avem o oră. Ne vom convinge. Că o să vedem care vor fi. Cei care au fost vizați astăzi în această emisiune, sunteți așteptați în platoul emisiunii Freedom, domnul Chicu, domnul... Mulți care am pomenit sunt așteptați la 13, de mulți ani. Domnul Ceban, dar noi continuăm discuția după o scurtă pauză de publicitate, ultimele sondaje politice și evident așteptăm apelurile dumneavoastră în cea de-a doua oră. Rămâneți alături de noi.
sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavka, doar la TV8. 30 лет независимости, 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20.00 на ТВ8. Zilnic se întâmplă ceva. Tot ce e important. Eu am 5 copii și de-ți spistrăiți. Noi țărănii mei lăsați, suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Tot scumpiesc, scumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19.00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar. După ce spală mita, o usucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia Neagră Plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19.45, doar la TV8. Bine v-am regăsit la Cutia Neagră. Am o viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Felele cele așa și se murează în procuratură. С одного бита двух не биты дают. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Сперкнувшись из доминанта. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. Кстати, пошит этапа унитерибилизм симплу. В Молдове в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен, билд и даже работающим, я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов, международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам подводим итоги с Юлией Будеч в 22.30 на ТВ8. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavka, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств, выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20.00 на ТВ8. Зильник сент имплечер.
то, что important. Я вам чиж копки ждет с построили. Мы царя не мать ласат, сантем тари обигрить. Тари, тари, тари. То, что контеза. То есть купеск, купеск. Евенименты, которые скимба вьяца. Моменты кручали. Duminică, ora 19:00, sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu firul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Ce bani, Ion Chicu, Vladimir Voronin, Renato Usate. Sau acela care se uită la televizor și furie. Ei, v-a spus, este Pasul și Maia Sandu și restul stăți bandiță și îmi blăjește pe studio. Și gata tot. Și mai vreți. Și catra care asta. Concluzia? De fapt, care este realitatea? Pentru fiecare procent amăgit în sondaj, câte un an de pușcărie, modificarea codului penal. Pum. Dar dacă... Faci sondaj, nicio problemă, fă sondaj, dar răspuns pentru tot. Nu avem de unde să știm. Nimeni la noi nu a răspuns niciodată. Ei, nu. O senată ăștia pe genunchi, o senată înainte de alegeri și pe urmă ies ăștia mari, Barusan spune, băi, bun Codreanu ăsta și el e bun, dar n-au nicio șansă să treacă, nu vedeți ce arată sondajul. Partea curioasă și așa nu-i drept, așa ne ucis pe toți. Lider este Maia Sandu și după aia Igor Dodon, Ion Ceban, Ion Chicu, Vladimir Voronin, Renato Usatăi, Marina Tauber, Ilan Șor și cu 0,05. Trebuie la Șor să mai țineți vă doi din partid, că așa tot merg și ei. Păi întrebarea-i, de ce nu se mai regăsește în această listă cineva de pe dreapta? Cu întrebați-i pe ăștia care ținea sondajul. Este președintele Parlamentului. Iată-i aici am vrut să ajung. Noi trăim niște realități, cred că politologii niciodată n-ar putea să o explice și vorba aceea. Pot comenta, dar nu pot explica. Domnul Răzăliu, spune o vorbă. Un nebun a zvârli o cheatră în vântână și zăci deștept nu pot scoate. Nu pot scoate. Un nebun a ținat un sondaj și zăci și trebuie să o comenteze. Dar este... Ratingul funcției, că dumneavoastră ați fost în funcție și ați avut treabă. Ratingul funcției, numai pentru că ești prim-ministru sau ești președinte de parlament sau ești primar, tu ai un rating de funcție. Că tu ești prezent, lumea știe că ai să fii primar general, ai să fii președinte de parlament. Exact. Ăștia nu sunt niciunul în sondajul ăsta. Da. Și chiar suntem debili. Liderul partidului de guvernământ nu apare nici în... Igor Grosu, șeful PAS-ului, nu e sondajul. Liderul, președintele partidului de guvernământ, primul ministru al țării. Haideți să preluăm un apel telefonic, după care revenim la aceste informații. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Întrebarea dumneavoastră că ar trebui să partidele pro-europene să facă front comun la alegerile locale. Da, eu de acord trebuie să facă front comun. Eu sunt un alegător din orașul Bălți. Dar vedeți care e problema? Doamna Maria, din orașul Bălți ne sună în... În 2019, când au fost alegerile locale, dacă au trecut 4 ani de zile și unii și până acum nu pot să-mi închipui cum chișinăuienii au putut să facă așa gafă mare, să aleagă așa un primar. Vinovate că toți aici care stau în studio, că ei n-au vrut ca să fie domnul Năstase. Ce ați câștigat cu asta? Ia doamna Maria, dar la Bălți, da. Dacă ne amintim foarte bine, au fost și acolo alegeri. Vă aveți un primar cu 7% care au câștigat. Și... Nu comparăm noi situația din Bălți cu situația din Chișinău. În Bălți, din carte e clar ce ați fi, dar Chișinău, ăsta e rușine totală și ați făcut dumneavoastră. Păi da, ați văzut, acolo a fost furată victoria lui Andrei Năstase. Când știm foarte bine ce a făcut Vlad Plahotniuc atunci. Ia ascultați, în studioul dumneavoastră, domnul Ghimpu a recunoscut că unioniștii nu au ieșit la votare. Și eu sunt mai mult ca precis că aici din studioul și unul nu a votat pentru Andrei Năstase. Mă, și ați câștigat voi, ia să-mi spuneți, și ați câștigat. Am înțeles opinia noastră, doamna Maria Cuș, și o să răspundă cei din platou. Da, mulțumim tare mult. Să mă jur cu adamâțe că am votat. Eu am votat conștiința, am păcat. Eu niciodată n-am putut să votez
Niciodată în turul 2, pentru că în turul 2 votez pentru cine vrei, dar în turul 2 niciodată n-am putut să votez împotriva interesului național. Am votat pentru Andrei Năstas și am spus-o public și să nu insinuați. Problema a fost un candidat așa cum a fost el, dar să nu vă înierați peste jumătate de an. Discutăm acum despre ce a fost. Dar să nu vă înierați că peste jumătate de an vom avea același primar sau unul încă mai... Dar dumneavoastră pentru cine ați votat? Eu vă reamintesc că n-am fost lăsat să intru în cursa electorală și am fost scos din cursa electorală și eu cu siguranță că am votat pentru Ruslan Codreanu, care ilegal de către Ivan Ceban a fost scos din cursa electorală. Dar în turul 2? La fel pentru Ruslan Codreanu. Dar Andrei Năstase a pierdut pentru că a avut o campanie extraordinar de slabă în 2019 în fața lui Ion Ceban și nu s-a prezentat la niciun dezbatere publică. Nu creat un front comun, nu au... Deci nu dăm vina acum pe nimeni, pentru că a avut toată șansa să câștige după victoria lui din 2018 sau 2017. Nu? Dar nu s-a prezentat la nicio dezbatere. Doi, Andrei Năstase este consilier municipal care a vândut Chișinăul și continuă să-l vândă pe Bănuți, cu fracțiunea lui din Consiliul Municipal. Numai hectarul din fața la Unic, cu 130.000 de euro. Și ce, Andrei Năstase l-a vândut? Dar cine l-a votat? Apropo, sunt pornite dosare administrative pe toți 30 consilieri care au votat. Penale. Acolo sunt mai mulți consilieri. Păi tot, fracțiunea întreagă a lui Andrei Năstase a ridicat mânuța. Toți au votat-o. Cu excepția la consilierii PAS-ului. Restul toți au votat. Atunci s-a produs ruptura în platforma, da. Da. Deci Andrei Năstase a putut să demonstreze 4 ani de zile. Noi așa drept de-am uitat. 4 ani în urmă, domnul Năstase nici nu vrea să discute cu nimeni exact cum procedează acum. El considera și spunea, voi sunteți obligați să vă retrageți toți, să mă susțineți pe mine necondiționat, nu mă interesează carierele voastre, nu mă interesează nimic. Eu am să câștig alegerile și fără voi. O spus-o public, între noi vorbim. Și astăzi, PAS-ul procedează exact cum a procedat Năstase în 2019. Ați auzit asemenea discurs? Ba da, dar ei înaintat candidatul. Noi în studioul la dumneavoastră am vorbit cu reprezentantul Jacot, este un deputat care e șef adjunct la organizația municipală. Și el a zis, noi vom discuta cu toate forțele politice și o să căutăm numitor comun. Poate găsim un candidat comun. Și până a ieșit Țâncu și o să zic, este candidatul nostru și restul acolo să pornească mecanismele de manipulare și o să spună, toți care candidează, fac ca Vanea Ceban să fie primar. O să vedeți ce o să fie. Noi nu înțeleg un lucru. Discutăm ce a fost patru ani. Acum se întâmplă. A fost votul oamenilor care trebuie respectat și, și nu poți critica niciodată votul oamenilor. Asta a fost dorința la momentul acela și doi. A fost o campanie electorală în care fiecare a avut o prestație. Bine, să nu uităm de ceea ce s-a întâmplat înainte de acea campanie electorală. Pentru că au fost alegeri câștigate de Andrei Năstase. Da. Absolut legal. Și a fost lipsit de acel mandat ilegal. Și după aia deja a urmat. Cea mai mare prostie care putea fi făcută în general, în ce ține de democrație. Decăderea acelui regim aici a început. Domnul Năstase trebuia să fie, cum să spun, făt frumosul născut din acele evenimente. Lucrurile nu trebuiau dejucate atât de prost ca să ajungem la ziua de azi. Suportul unui jumătăți a Chișinăului. Jumătăți a Chișinăului. Eu, la momentul acela, am activat în primăria Chișinău. 90% din primăria Chișinău, din toți angajații primăriei Chișinău, structurilor municipale, l-au votat pe Andrei Năstase cu fără nicio ezitare. Despre ce vorbim? Să revenim la sondaj, chiar dacă spuneți că nu sunt relevante. Iată aici, dacă vedem partidele politice, dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, nu se regăsește nici aici partidul nostru. Căutați toate motivele să-l enervați iar pe Vasile. El e liniștit și după asta îl întrebați de sondaj. Dar în schimb se regăsește pe SRE cu 1,1%. Dacă sunt forme de manipulare, înțelegeți? Îți scoate un, ca să nu mă exprim, dar cum comentați asta? Și să comentez o făcătură dacă noi am vorbit că prim-ministrul nu se regăsește. Președintele Parlamentului, care e șeful partidului de guvernare, el nu este nici cu 0,1. Partidul lui Renata Usată se regăsește cu 2,9%. Manul lui Ion Ceban cu 2,6%. Noastră spuneți de sute de mii de persoane care vă urmăresc pe rețelele de socializare. O să vedeți. Și asta nu se răsfrânge. Dar astea sunt forme de manipulare și o să vedeți. O să răsfrânge. Pentru că, da, deși dumneavoastră credeți și îl considerați cel mai util, cel mai bun, cel mai bun. Uitați-vă ce scrie aici la final, da?
Eroarea poate fi de maxim 3%. Domnul moderator, omul ăsta lucrează cu salariul ăsta. Facem o făcătură și o discutăm aici. Nu? Deci cumva sondajele celor de la Watchdog se bucură cumva de credibilitate. De ce? Care credibilitate? La ce? Dar avem motive să spunem că nu este credibil? Dați să facem, avem memoria foarte scurtă, dați să facem un pic de exercițiu. Oamenii angajați cu salariul la guvernare fac sondaje pentru guvernare la comandă și îmi spuneți că eu trebuie să le cred? Să luăm sondajele precedente înainte de de alegerile precedente, care au fost sondajele și cum a fost. E o tragere la, cum domnul Codreanu spunea, la partidul chibrit. Partidul noastră se regăsește acolo. Ar trebui să fiți partidul fericit. Cu toate bune și rele care le are la ziua de astăzi, este partid reprezentativ de la nord la sud, cu peste 130 de primari. Mai avem un apel de la domnul Gheorghe din Hâncești. Revenim la această discuție. Păstrați gândul, domnul Brânzaniu. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, domnule Gheorghe. Întrebarea este că dacă ar trebui să susținem un candidat comun. Ar trebui să susținem un candidat comun, numai nu-i candidatul PAS. Eu aș dori ca să fie un candidat din emisiunea dumneavoastră. Și dacă PAS-ul... Cine? Oricare. Oricare. Și dacă PAS-ul ar fi de acord, că PAS-ul ne-au dus în eroare. Păi, dar vedeți, sondajul arată nici și un partid, practic, nu se regăsește. Noi ne regăsim, noi avem 5%. Și ne-au mințit, și ne mințesc. Am înțeles, domnul Gheorghe. Deci, candidatul PAS-ului se regăsește cumva într-un sondaj de ăsta? PAS-ul, în schimb, se regăsește. Nu, dar candidatul lor, care l-au băgat. Dar nu, noi vorbim de candidatul primului. Un pic confundăm și oamenii. Unul dintre cei mai puternici candidați la moment. Cine? Domnul Ion Chicu. Aha, am înțeles opinia noastră, domnule Gheorghe. Iată, vedeți, cetățenii propun să-l susțineți pe domnul Ion Chicu. De acord, l-a susținut Dodon la premier, acum să-l susținem noi la primar. Sondajul nu are întrebarea pentru candidați de primar. Nu, nu. Păi atunci noi cumva vorbim... No, dar tu când alegi un lider, alegi un lider care să fie susținut, nu? Păi, când vorbești de președinție e una, când vorbești de locale e altceva. Bine, sondajul ăsta a fost realizat în perioada 10-19 iunie. Da. Nici nu era foarte clar candidatul PAS-ului și... Haideți, vă arăt alte sondaje care arată cu totul altceva și atunci ni se încălcește mintea. Unde poziționați acum democrația acasă, dumneavoastră, domnule Costin? Nu vreau să poziționez. Dacă vreți, eu să încep a face și eu sondaje și să le pun, răspund. Noi suntem cu 20% și răspundeți. Astea sunt forme de spălare a creierului și lovim în oamenii care... Băi, dar noi cel i-am mai bun sondaj sunt alegerile. Alegerile o să arate, pentru că au fost și alte partide care se bucurau de sondaje, dacă nu au fost strângă 25.000 de semnături ca să candidezi la președinție, nu au putut să le strângă, pur și simplu. Nu au putut. Așa că cel mai bun sondaj asta sunt alegerile și oamenii, măria sa... Alegătorul. Sondajele la general sunt mecanisme foarte eficiente, foarte necesare pentru politicul din orice țară, și nu doar politicul, dar și economicul, pentru a afla tendințele, de a afla mesajele. Dar doar că ele nu trebuie niciodată închise, nu trebuie să... Pentru partide, na, uitați-vă la închise, imaginea voastră. Trebuie să fie închise. Doi, nu trebuie să manipuleze, e foarte important. Și doi, a realiza un sondaj este un lucru foarte, foarte scump. Toți îl știm. Toți, fiecare de noi aici trei, suntem în studio. Cum se fac sondajele în Republica Moldova? Cum în se? Calitate de reprezentanți ai partidelor sau lideri de partid. Ați avut propuneri? Da. De ce ordine? Ca să apare în sondajul de opinie la unul din cantorele astea care fac sondaje, costă 10.000 de euro. Dar doar. Da. Dar vă spun o chestie, care poate fi verificat ușor. Nu de mult a fost campionatul fotbal. Eu nu sunt fan fotbal, dar șeful unui cantori de astea care face desene de astea animate, el împreună cu fiorul lui a fost în Qatar o lună de zile la meciuri de fotbal, la toate meciurile. Ca să înțelegeți ce ruble aduce sondajul de opinie. Îți deschizi o cantoră de asta și ține sondaj și le vinzi la... Dați idei de business acum, domnul Costin. Da, idei de... Alte propuneri? Cum funcționează? Am avut, evident, că la nivel de partid, discuții cu mai multe instituții care efectuează sondajele. Nu ne-am, din bugetul care îl avem a partidului, care este unul destul de transparent, care vine din, sunt alocările din bugetul de stat, nu ne putem permite a aloca pentru efectuarea unui cât sondaj. Cât costă un sondaj?
efectuarea lui? Sunt cifre diferite. Ce-ți dorești? Îți dorești să afle care sunt, să-ți construiești mesajele? Ați văzut la prezentarea unui sondaj apare un slide. Și spune că trebuie consultat clientul cât citizen. Ui, scuză, și-l întâmplă. Era prezentat online, direct, și acum ies cei care vor să uite. Trebuie consultat. Dar așa scrie, eu pus o inimioară, că nu e însemnat că trebuie, și o scrie consultat clientul, și așa scrie pe ecran. Ui, ăsta nu e slide-ul și ala, că trebuie. Și doi, domnul moderator, ați întrebat de prețuri. Toate, de obicei, toate discuțiile sunt la solicitarea reprezentanților instituțiilor, sunt secrete comerciale care trebuie să le respectăm, dacă suntem corect. Adică noi spunem dar aici că sondajele astea sunt făcături, acum vorbim sunt despre... Sunt foarte costisitoare. Eu respect, de exemplu, AirAI-ul, făcut de instituțiile americane. Nu le fac publici. Ei invită cei care figurează în sondaje la o chestie închisă și le spun, uitați-vă. Și acolo au 40-50 de item, întrebări diferite, de orientare politică, de subiecte de interes, că sondajul de opinie nu înseamnă doar ce părere au oameni despre partide. Acolo, dacă țara se dezvoltă corect, dar dacă sunteți de acord cu... Multe întrebări. Și asta e o formulă și e un material extrem de vast sociologic pentru a gândi și a vedea liderii politici să orienteze ce solicitări au, ce așteptări au societatea, ce supărări au, care sunt prioritățile. Că noi spunem prioritatea numărul 1. Dacă te uiți în sondaj, prioritatea de care vorbim noi e pe loc 5, de exemplu. Oamenii așteaptă locuri de muncă, salarii, venituri. Oamenii au alte priorități. Și iată, astăzi încă o dată demonstrăm că am venit eu în Ficijoi mănăstiri să sfăiei Evanghelie în Ilezu sau să sfăiei Mustafa. Nu că am venit să vă fac ordine aici. Dar vă spun o chestie. Noi am discutat astăzi subiecte care majoritatea cu care eu interacționez oameni nu interesează absolut nimic ce am discutat. Începând de la șor, terminând cu combinațiile făcute de șor și terminând cu sondajele. Omul cel care n-are și vinde patlajele azi la care am fost la Dubăsari, el se uită azi și așteaptă și a spui Vasile despre patlajele mele și cum eu am să mă mai duc la revie. De altă parte vreau să vă zic că... Și nu-l interesa să mă luăm una pe telefon, da. Păstrați gândul, domnul Codreanu. Revenim noi acuși la unioniști, domnule. Da, eu vorbim de patlajele, unioniști. Pregătiți să înțelegem ce se întâmplă și pe segmentul ăsta. Doamna Nadejda din Chișinău este în legătură prin telefon. Bună seara, doamna Nadejda. Bună seara. Ați auzit discuția în platou și ați văzut și întrebarea adresată în cadrul televotingului dacă ar trebui partidele pro-europene să facă front comun la alegerile locale. Și vedeți care este retorica aici. Ce părere aveți? Tocmai jos pălăria trebuie să fie toți uniți. M-a auzit domnule moderator. Toți să fie uniți. Să susțină un viitor primar, european. Păi da, ați văzut ce zice domnul Costiuc? Că toți vor candidatul lor, toți se cred importanți. Nu, ei trebuie să unească, trebuie să unească toți și să decidă un curs european. Pe Europa să mergem, dar nu la Putler. Toți fii uniți, toți împreună să așteze la o masă și să susțină un primar, un candidat. Dar Vaniușa Ciopan, vedeți ce face? O să iei iar acuș, iei pe Storul, iei pe Steaua Socialiste. Domnul ăsta, George, îmi pare rău, tataie, nene. Tipul el, acela e răbitatul, cât a făcut. Bun. Acum am o întrebare la domnule Codreanu. Domnule Codreanu, dumneavoastră vreți să deveniți primar, brat, vedeți partid, da? Să vă aduceți aminte, cum dumneavoastră pot, nu vă văd părțând nici o secundă, Silvia, Bradu, florile și ele, cu nevoile și ele, ce găsiți. Să am venit la dumneavoastră cu o mică cerere pentru un veteran, să dumneavoastră serveți să fie în birou cu un băițel și nu m-a primit. Brânzăniu, o întrebare pentru dumneavoastră. Ce partid format, pe cine susțineți? Adică, domnul Brânzăniuc e reprezentant al vicepreședintele Partidului Social Democrat European, fostul Partid Democrat. Aha! La domnul Filipe plecat. La Filipe plecat. Nu! Păcat asta de. Păcat. Vă spuneți, vă rog frumos, cursul european. Eșlam, îmi pare rău, pentru că a fost Silvia Bradu cu Plaha, cu Plăcătniuc, îmi pare rău de dânsul cu tineri. Da, dar domnul Costiuc... Cu
Костiuc, nu, Costiuc cu România, cu Europeanu, cu protestile adevărate, ăsta nu s-a dus încă, nu l-am văzut cu Silvia, cu... Am înțeles, doamna Nadejda, mulțumim tare mult, chiar ne-ați amuzat un pic aici. Domnul Dorin, da, să vă spun ultima întrebare. Satul meu, dragilor, Răsfoit și vedeți cum a condus Sicilie și cine a lăsat regretatul Alexandru Morfano. Să vedeți câte lucruri frumoase și interesante pentru țara noastră, pentru viitorul țării noastre. Acum pe 8 pentru... și-a fost comemorată. Mulțumim pentru sugestie, doamna Nadejda. Noi mergem mai departe la discuția noastră, că domnul Costiuc o să zică că am discutat doar despre sondaje unde nu figurează dumnealui și partidul și nu trecem la unioniști. Ați văzut opinia doamnei Nadejda? A spus că dumneavoastră ați avut legătură cu Silvia Radu și cu florile și covoarele. Dumneavoastră, deja, dacă fost Partid Democrat, placotniu... Băi, de treabă, legat cu cine. Partidul nu are nimic... Chiar de, dacă vorbim de trecut, o spun cu toată seriozitatea și lucrurile cred că sunt vizibile. S-au rupt toate. Alții sunt și altă problemă. Alții sunt care fac curs regulat Stambul, Cipru și așa mai departe. Toată lumea știe, toți tac. Cum vine de acolo câțiva primari, iar adieră la un partid. Da, da, da. Știm noi, și... nu tac toți, unii vorbesc. Domnul Codreanu, da, dar nu se intervine. De... Ce să zic, doamna, așa de multe au menționat și pe Silvia Radu și pe Plahotniuc și un băiețel în birou cu care beam cafea, că eu nu știu la ce să reacționez. Doamna probabil confundă foarte multe lucruri. Îmi pare rău că trăiește cu un trecut atât de îndepărtat, dar uite că în 2015 Ruslan Codreanu, spre deosebire de Silvia Radu, a intrat în Consiliul Municipal cu 35.000 de voturi. Și asta este realitatea. Și fracțiunea, la moment, care era reprezentată șeful fracțiunii Ruslan Codreanu, era a treia camărime în Consiliul Municipal. Și cum ați ajuns în funcție de primar interimar? Prin lege. Legea cu privire statutul municipiului Chișinău prevede foarte clar acest mecanism. Și apropo, legea nu este anulată nici astăzi. Și astăzi mulți consilieri din localități devin primari interimari, urmare a decesului unui primar sau arestului unui primar sau suspendării unui primar. Legea nu a fost anulată. Atunci semnele de întrebare erau în legătură cu influențele asupra noastră, au fost din partea lui Vlad Plahotniuc. Speculație, pentru că eu repet, cariera mea a început în 2003 și eu am lucrat și cu doamna Greceanu și cu Tarlev și Voronin era președinte și Filatov a fost prim-ministru, și Leancă, și Gaburici. Eu cu toți am lucrat. Deci nu se vorbește despre asta. Că Ruslan Codreanu în 2015 a intrat în Consiliu cu votul la 35.000 de oameni și atunci era la guvernare un partid și s-a făcut asocierea. Păi de ce nu se face? Pentru că eu am fost și omul lui Filat, am fost și omul lui Dodon, am fost și omul lui Lazar. Eu omul la toți am fost. Fiecare când vine nu are ce să comenta. Ce altceva puteți să spuneți despre toată cariera lui Ruslan Codreanu? Am înțeles. Noi trecem după aia să discutăm și despre unioniști și mai preluăm câteva apeluri telefonice, dar trecem la o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi. De provine populismul. Sportivii noștri au valoare. Pasiune. Devotament. Acțiune. Muncă. Talent. Campionii nu se nasc, ei devin. Campionii cu Stas Cernavca, doar la TV8. 30 лет независимости. 7 президентов, 10 парламентов, 17 правительств. Выборы, борьба за влияние, война у наших границ. Что дальше? Кто мы и с кем мы? Вопросов много. Новая неделя с Анатолием Голя. Понедельник в 20:00 на ТВ8. Зильник се антимплечер. Tot ce e important. Eu am 5 copii și cât sunt străini.
Noi țărâni mei lăsați suntem tare obligați. Tare, tare, tare. Tot ce contează. Tot scumpiesc, scumpiesc. Evenimente care îți schimbă viața. Momente cruciale. Duminică, ora 19:00. Sinteza cu Natalia Ghețu. Faceți cunoștință. Sergio, polițist corupt. De 15 ani în sistem. Spală mita în Ligian. Victor, procuror mituit. Numai el știe cu cât stres a luat și a spălat banii aceștia. Domnul Dumitru, primar avar, după ce spală mita, o sucă cu mare grijă. Viorica, deputată transfugă, netezește cu fierul de călcat fiecare bancnotă primită. Doamna Irina, judecătoare compromisă, își păstrează unghiile și spală mita doar în mașina de spălat. Cutia neagră plus cu Mariana Rață, duminică, ora 19:45, doar la TV8. Bine v-am revesit la Cutia neagră. O viață întreagă, n-ați lucrat nicăieri. Aveți vreo presimțire că ați putea fi demis? Ce pe Platon atât de greu să mișcă lucruri? Cu șor, ce urmează să se întâmple? Felele cele așa și se murează în procuratură. Ваша коллега с правительства даже сказала, что вы там доминировали, и все признали, что вы большой доминант. Доминанта. И что дальше ждет нас? Это самое страшное. S-a depășit etapa unui teribilism simplu. Moldovia, в экономическом плане более-менее нормально, более-менее стабильно. Повышение вот этих цен бьют и даже работающим. Я уже молчу про пенсионеров. Сила духа, про украинцев. Главные события уходящей недели. Мнение экспертов. Международная арена и ожидания рядовых граждан. По субботам. Подводим итоги с Юлией Будеч. В 22:30 на ТВ8. Am revenit în platou, am discutat despre sondaj, acum vreau să discutăm un pic și despre ce se întâmplă pe segmentul unionist. Partidul Democrația Acasă este un partid unionist. Care este situația la dumneavoastră? În sensul... Vorbind, care este poziția față de Uniunea Republicii Moldova cu România? Deci aveți vreun punct care stipulează asta? Sau viziunea partidului este integrarea europeană? Integrarea europeană prin București. Deci tot susțineți unirea cu România. Noi suntem același popor, despre ce discutăm. Noi aici, în studiouri de televiziune, încercăm să divizăm. Dar... Eu înțeleg că în 30 de ani acest lucru nu e atât de evident, dacă noi suntem stat independent. Noi suntem pentru Republica Moldova și integrarea europeană, locul Moldovei în Uniunea Europeană. Așa. Ce se întâmplă pe segmentul ăsta unionist? Mai apar partide unioniste? Transformă unele în partide unioniste? Da, există discuții? Am văzut. Eu mă bucur, toți cei care vorbesc despre un adevăr istoric și care nu suntem și nu-s firesc, tot timpul au fost bineveniți. Numai că atunci când anumite partide care au compromis parcursul european și l-au dat în gât și au ciurit băncile și aeropoartele și peste noapte se transformă în partide unioniste, încerc să înțelegi că... Despre cine vorbesc? Da, și simi, când nici nu vreau să-i pomenesc, m-am saturat de dosare. Ăștia au ruble, au smătări iar pe instanță, de-au să iasă ochi. Dar aveți discuții cu colegii... Stimați, domnul Dorin, noi ca și toată societatea am mobilizat ultimele alegeri ca să nu mai fie divizarea asta, să nu mai spună că un partid nu poate face alianță cu altele. S-au votat un partid cu 63 de mandate ca să nu mai fie discuții. Și unioniști și români toți au votat pentru aceeași direcție. Haideți, bun, facem abstracție de eliminarea hotarului de pe Prut. Amu, ne ducem în Europa și o să scoatem hotarul în Europa. Și nu știu cum, dar ideea asta, odată cu războiul și odată cu toate crizele astea care vin pe capul nostru, cam se îndepărtează de noi și cu cât ne depărtăm de anul electoral 2021, ne uităm cum sunt întărit partidele care sunt împotriva așa Europei, așa României, așa unionismului, așa adevărul istoric și sunt întăresc pentru că vin cu susținere financiară și noi vorbim și fac astea. Poate e cazul să vă uniți.
Păi, forțele. Când unești două pahare goale, nu se împlini nici unul. Nu-i subiectul acut de unirea unor partide care nu știu ce. La noi societatea au votat tot timpul lideri și liderii au făcut diferența. Poți să faci, este o șansă dacă vii cu un sac de bani, uriaș. Și atunci poți să faci partid cu orice doctrină, cu orice... Am înțeles poziția. Haideți să trecem la un subiect la fel de important pe care l-am tot discutat și în pauză, protestul agricultorilor. Deci ei, fermierii suspendă protestul până în august. Decizia au luat-o astăzi, după întrevederea de la guvern. Dumneavoastră ați fost printre agricultori. Care sunt nemulțumirile lor și în ce măsură a ținut cont guvernul de... Eu am fost și în 2020 cu ei. Problemele care au fost în 2020 și pe care cei care astăzi conduc Republica Moldova, și am văzut înregistrările de pe YouTube a domnului Vladimir Bolea, care vorbea în 2020 cu lux de amănunte la toate capitolele pe care le solicită astăzi fermierii, începând cu restituirea de TVA pe care spunea domnul Bolea că este a fermierilor și el urgent trebuie întors. Doi, despre irigație. Eu i-aș întreba ce s-a făcut în 2 ani de zile cu irigația. Trei, vorbeau despre credite și bani ieftini. Domnul Bolea spunea în 2020 cu tribun de pe palatul de la operă și balet sau de unii... În fața președinției? 20. Da, cu microfonul mână și spunea bani ieftini, fermierii au nevoie de bani ieftini. Și spuneau azi fermierii care stăteau în fața guvernului. Dați-ne astăzi credite cu 2%, cu 3%, credite europene. Și eu iau astăzi un credit și mă duc acasă să-mi rezolv problemele mele. 3. Noi vorbim despre eliminarea intermediarilor. Țăranii noștri nu pot să ajungă astăzi să-și vândă producția. Știți cât e prețul azi la orz? 1,80 lei. Grâu o să fie 2. Adică nu-ți poți acoperi, dictează pentru că monopoliștii pe care i-am moștenit de la fostele guvernări s-au întărit mult mai mult și au câștigat mult mai mulți bani pe perioada ultimilor 2 ani, mai ales ultimul an de când s-a început războiul. Și astăzi domnul Slusar a dat citire unor cifre. Importul de grâu din Ucraina a crescut de 41 de ori, importul de porumb de 58 de ori, importul de răsărită de 71 de ori, 71 de ori. Față de 2021. A noștri n-au nicio șansă și pe lângă asta avem niște intermediari care au parazitat și parazitează pe capacitățile noastre de export. Colegii mei, Stefan Cot de la Căușeni spune, mergeți astăzi după ora 8 când îți permiteți să meargă camion și o să vedeți câte camioane stau stocate cu cereale din Ucraina la Căușeni. Noi nu o să vindem nici anul ăsta și oamenii stau cu producția pe deal. Până la urmă, protestul astăzi, a fost suspendat pentru că domnul Bolea, ei au venit cu mai multe solicitări, nu doar financiare. Nu credeți că astăzi, dacă domnul Bolea le-a spus că le dă 200 de milioane și asta să reiesă câte 1000 de lei pe hectar de prima grupă, îi salvează cumva. Vă spun eu, o să le dai 1000 de lei, la 100 de hectare sunt 100 de mii de lei și faci cu ei dacă tu n-ai și faci cu roada. Mulți dintre fermieri nu au unii stoca roada. Nu au unii, pentru că capacitatea de stocare o cumpărat-o, privatizat-o pe bani mărunți, tot ăștia care au capacitate sau sunt monopoliști pe piața exportului cereale, 2-3 companii. Da, ele dictează prețul. Republica Moldova nu sunt doar agricultori, sunt și alte probleme în alte domenii. Noi azi vorbim strict. Deci trebuie dozat ajutorul ăsta. Stimate domn, încă o dată, e fals subiectul ăsta, l-am auzit public vorbit de un deputat de la PAS. Un oarecare deputat nimerit întâmplător pe lista de deputați, care habar n-are unii nimerit. Duceți-vă în orice gospodărie, vă duc la Stefan Cola, colegul meu, are 400 de oi sau 300 de oi, el e și zootehnician, el nu, nici o gospodărie practică, unii cresc, du-te la cireș în partea asta la Ungheni, vă dau numere de telefoane, băieții cresc cereale, cresc și cireș și n-au ce faci cu ele. Alții cresc domnul Pietru. Problema statului, că n-au ce faci au cu producția. Căpșuni, sunt oameni. Eu am fost zilele astea, am fost la Dubăsari. La Dubăsari, o jumătate din sierile care anul trecut creșteau castraveți și roșii, anul ăsta crește cuctă. Pentru că oamenii nu mai au unde vinde. Este piața Revenco, care anul trecut plătea 100 de lei, anul ăsta era 250 până săptămâna trecută, de săptămâna trecută e 350. Și am propus, concret, dacă Plahotniucu a furat 10 hectare de pământ în spate la Gara din Nord, deși guvernarea actuală nu ia 10 hectare înapoi, să facă o piață agricolă pentru toți producătorii de legume, fructe, ca să poată vinde. Domnul, ca să Vasile, nu terorizeze un... domnul Vasile din Chișinău este în legătură prin telefon, imediat revenim și la dumneavoastră, domnule Brânzaniuc. Bună seara, domnule Vasile. Bună seara, domnul moderator, bună seara la toți. Eu cu aia sondajul ăsta care vreau, care primați, de care disparte și cum, ne dăm măsătura de chestia asta. Că la noi, în Moldova, nu mai găsit nici un gospodar și primar în orașul Chișinău. Eu trăiesc în față la parcul afganezilor, aici unde a fost pavajul ăsta bun pus, a venit domnul Ciobanu, l-a scos, a pus alt pavaj. Stada Chiev a fost asfaltată azi toamnă.
Corect. Vă scoți asfaltul aia, iar pun asfalt din nou. Astea sunt bani cheltuiți într-aiurea. Și de ce se face acest lucru, domnule Vasile? Unde duc banii și ei? Și se cheltuie. Aici sunt bani, duci într-aiurea. La noi toți vreau primar, dar nu face nimenică. Nimenică. Păi și care este soluția? Cum credeți dumneavoastră? Ce ar trebui să se întâmple la aceste alegeri? O întâmplare. Vă spun și am... Nedul e soacra mea, a venit băruii la Zașideu Prispă. Și spune băruii sau soacra, băi, ce nu s-a găsit o fumie în satul ăsta, să nască un om gospodar. Dar soacra a întreat pe băruii, și dată e gospodar, nu, eu tot e bandit. A care mai vrem noi și gospodar la noi să fac ceva? Ce îți fac pentru buzunarul lor? Care este soluția, domnule Vasile? Vă ascult? Care este soluția? Soluție, eu nu văd nicio soluție. A 30 de ani am de când sunt Chișinău, tot trolebuzul care merg, care cu Uniunea Sovietică merg spre... Ion Ceban o să zică că s-au modernizat trolebuzele. Ion Ceban o să zică că s-au modernizat trolebuzele. Care sunt modernizate, miroase, mă duc la lucru, mă duc pizda, mă scaie. Am înțeles, deci mergeți la lucru tot cu trolebuze care erau de acum 20-30 de ani, sau chiar mai mult. Domnul Vasile, a menționat o problemă reală. Eu înțeleg importanța la ce se întâmplă pe plan global și sondaje și șor și mulțumim noastră că abordăm astfel de probleme. Dar că vorbim despre municipii Chișinău, alegeri locale, problemele reale. Care sunt problemele Chișinăului astăzi? Noi astăzi avem un oraș falimentat. Eu vreau să vă zic că în bugetul din 2023, primăria achită datoriile pentru lucrările făcute în 2022. Deci primăria nu are azi bani, deși au împrumutat credite de la toate băncile comerciale. Problema de infrastructură. Noi avem toată canalizarea în municipiul Chișinău din anii 1965. Toată. Voi ați văzut vreo intervenție sau vreo viziune a primăriei din ultimii 3 ani care să zică ce facem noi cu infrastructura canalizării învechite, gurile de captare a apei, drumurile de infrastructură mare, industrială, Transnistriei, Mesagerului. Nu. Deci Chișinău nu e numai despre plitcă și eu îi mulțumesc foarte mult domnului Vasile că a menționat o problemă reală unde plitca bună de la parcul afgan s-a scos și s-a pus altă plitcă în loc. Ce se face asta? Asta se face, și asta se face scump, de bani scumpi. Pavajul de pe strada pietonală, care este 80 de euro metru pătrat, 80 de euro metru pătrat de caldărâm de pe pietonală, s-a scos și s-a pus, toată pietonala costă 80 de euro, ca să înțelegeți, cu plitcă din asta. Păi noi ce facem? Noi avem probleme cu termoelectrica, primăria a creșt datoria la termoelectrica, deja e peste 1 miliard de lei cu MGF-urile. Deci noi cu JEC-urile, ele sunt în faliment. Și primăria nu rezolvă problema asta. Pe de o parte, ei spun că iarna nu este sare, îmblă cu lomul, nu au plătit salarii pentru că lucrează bătrâni de 80 de ani la JEC-urile astea. Mai departe, omul oricum plătește pentru servicii, oricum plătește, dar banii se duc la termoelectrica. Deci noi pe cine îmbogățim? În municipiul Chișinău. Înțelegeți cum? La termoelectrică, pe reparații. Și la termoelectrică, au să dusă, nu știu, milioane. Iată, în sfârșit, suntem aproape și de finalizarea emisiunii, am revenit și noi la problemele reale. Dacă vreau să mă refer în primul rând la protestul fermierilor, noi ne-am expus de la începutul revoltelor care au fost a fermierilor, sunt mai mult decât justificate. Unele localități deja au început, sau zilele următoare încep strângerea culturilor de primă. Acum le strâng deja, dar sunt într-un haos total și când vorbesc, nu vorbesc doar de ce se întâmplă până acum. Oamenii au roadă de anii trecuți în depozite. Pentru roada de anul ăsta nu este nicio cale, nicio soluție logistică, niciun lanț logistic pus la punct. Ori, nu trebuie să fim naivi. Marea majoritate a cerealelor care se exportau din Republica Moldova merg la Reni, după care Giurgiuleș. Capacitatea de la Giurgiuleș, asta n-a fost adusă la capacitatea, portul Giurgiuleș n-a fost adus la capacitatea de plină. Și acolo sunt foarte multe întrebări. Nu un interes național. Și ultima, eram sigur că vom ajunge să construim, noi avem cale ferată și sunt 20 de kilometri doar de cale ferată. La Cantimir, care pe linie îngustă de cale ferată europeană, putem avea direct acces către Constanța, unde lanțurile logistice se fac din punctele mari. Nimic.
Nimic. Eram sigur și acolo sunt pentru două luni de zile intervenții. Dar, dacă revenim la Chișinău și la ceea ce a spus domnul Vasile, sunt lucrurile sunt mult mai, mult mai grave decât se pare la prima vedere. A merge la, pe intervenții, pe proiecte de infrastructură mari, am văzut. Actuala administrație nu are nicio capacitate de a administra. Cel mai bun exemplu, exemplu concludent sunt două. Podul de la, de la Mihai Viteazu, care la câteva luni de, de lucrări nu se vede... Nu că, lucrează unde, un om, doi oameni, nu că, un, nu că unde e sfârșitul, nici început nu se vede. De la începutul șantierului, la un șantier care ai blocat jumătate de oraș, ai 3-4 lucrători pe șantier. Și noi căutăm pretexte că cuiva i s-a interzis, nu știu ce s-a interzis. Nu s-a interzis nimic, nu este capacitate, să o spunem de plin. 31... De ce se fac toate aceste lucrări? Că se fug de lucrări mari, Lucrările mari necesită pregătire, specialiști, implicare, seriozitate, altă atârnare. Și doi. Nu dă bine la cameră. Dar aici ai tăiat o chiar dacă nu tai panglica, dar ai pus noi activitatea primăriei este pusă pe Facebook. Toată activitatea se reduce la cât mai multe postări pe Facebook. Cu regret, primarii mari, primarii buni au schimbat de mult abordarea, primarii buni au viziuni, primarii se gândesc să atragă fonduri externe. 31, strada 31 august. Nu, de ce să fim populiști? Că au dat-o, că s-a trecut strict pe populism. Strada 31 august, toți știu că acolo a fost Caldărâm, în 1902. La o stradă de o lățime care o avea la timpul respectiv, Caldărâmul acela de-a lungul timpului a fost astupat mult, mult deasupra, este un strat de un metru diferență, niciodată nu va fi stradă. Dar dacă experții în COVID, în război, au venit și au fost și experții în Caldărâm, noi ne-am dat după dâși. Să nu mergem împotriva opiniei. Și au răschit 80 de monumente de arhitectură din centru. Da, și să vă zic, s-a blocat. Alexandru cel Bun, când s-a făcut reparația străzii Alexandru cel Bun, perimetru Pușkin-Bodoni, la fel s-a găsit Caldărâm. Numai că șeful de șantier a zis că sapă să nu vadă nimeni. Da, și să înțelegeți cum? Lucrările se fac fără proiecte, fără căie de sarcini. Lucrările se fac de dragul ochilor lumii, pentru că multe lumea a fost surprinzător că au găsit acolo Caldărâm. Nu e niciună, toată lumea cunoștea, nu trebuie să fim populiști, trebuia continuat Caldărâm. Vrei să faci altceva? Vrem să facem, să dăm valoare istorică unei zone. Avem strada Milano, strada cea mai bună, chiar lângă cimitirul evreiesc. Cimitirul evreiesc, apropo, e cel mai mare cimitir în memoria tuturor evreilor din lume, dacă nu mă înșel. Dar din lume, da. Dați să facem un complex memorial acolo, facem o stradă pietonală cu Caldărâmul care îl avem, îi dăm statut istoric, o punem în valoare și obținem două. Și deblocăm centrul istoric. Domnul vorbeați de buiucanul lui, că el știe pe de rost, dar eu vorbesc despre problemele fermierilor. Iată, noi suntem practic în prag de început de campanie electorală la nivel local. S-a discutat statul european. Dar ce nu se discută? Că fermierii care reprezintă o parte din satul european, pentru că ei acolo au activitate, au familie, au rude, încă mai trăiesc acolo. Acum se falimentează intenționat, și eu consider că se falimentează intenționat o parte din fermierii mici și mijlocii, probabil, în detrimentul, sau or să vină câteva companii transnaționale, gen Transoil și alte câteva corporații de-astea super mari, care au sute de mii de hectare, și or să înghită terenurile, pentru că asta se urmărește, și or să rămână câteva corporații mari, iar satul european, prin fermierii care mai fac activități economice în sat, or să dispară în curând. Și astăzi, oamenii care au plecat înapoi cu tractoarele din piața Marea Dunării Naționale s-au dus cu inima la pământ, pentru că n-au fost înțeleși, pentru că o parte din deputații PAS au făcut declarații halucinante împotriva fermierilor, de parcă aceștia ar fi cei mai mari și cei mai periculoși. Și am văzut declarația domnului, Vasile Șoimaru, care îi compară pe fermierii care au venit cu tractoare cu armata 14. Ăștia care îi hrănesc cu pâine pe moldoveni, care cresc pâine, i-a comparat cu armata 14. Și ofensa adusă oamenilor care muncesc. Și domnul Bolea avea dreptate în 2020. Măi, cu niște mâini crăpate, că ăștia muncesc. Iar problemele este, asta e satul european. Iată, aici trebuie să discutăm formele de organizare economică, cum ajunge producția țăranului la Chișinău. Deci, noi vorbim de Caldărâm, cu mare drag, cu tot dragul. Dar eu întreb, iată, TV8 a făcut o știre care o dat peste cap toată societatea. 8 din 10 plăcinte cu brânză n-au brânză. Și tot, dar noi și mâncăm. Iată, am un răspuns. V-ați întrebat vreodată cât ne costă pe noi agricultura? Adică pe noi, dar e vorba de securitatea alimentară, de mâncarea noastră. Pentru că noi avem un fondul de subvenționare a agriculturii 1.700.000.000.
El în fiecare an crește. Deci în ultimii 10 ani noi am băgat vreo 15 miliarde de lei în agricultură. Pe lângă asta, noi cu Fondul Provocările Mileniu, cu americanii, te uiți, 80 de milioane pentru sisteme de irigare, 200 de milioane pentru sisteme de irigare. Acum, ultima dată, iar s-a semnat săptămâna trecută, 82 de milioane pentru sisteme de irigare. Și care e concluzia? Noi sisteme de irigare nu avem. Banii ăștia unde se duc? Pentru că toți în campania electorală au promis reformarea Fondului Subvenționare Agriculturii. Banii, miliardele în fiecare an, se duc tot la aceiași. La aceiași mari. La aceiași mari. Aceiași mari unde vând? Cui vând produsul? La un singur monopolist. El grâu de sortul întâi îl scoate din țară. Noi nu mâncăm grâu, pentru că ca noi, cât ne costă pe noi agricultura, noi 80% din brânză, nu-i brânză. Dar eu vă arăt oameni care au două tone de brânză astăzi în pești, atunci la, și faci cu dânsa. Zmeura la Rionești. La Rionești, zmeura se vinde cu 6 lei. Nu este brânză, acolo e produs din brânză. Nu e produs din brânză, și produs din brânză, sunt lucruri diferite. Sunt lucruri diferite, păi acolo era produs din brânză prezentat ca brânză. Dar bine, acolo e cu totul altă situație. Asta nu înseamnă că noi nu avem. Sunt oameni care ar putea... Dar eu vă spun acum, ministerul trebuie să aibă politici ca cel care produce să ajungă la Chișinău. Noi usturoiul îl aducem din China. Despre ce discutăm noi? Noi zmeura, din Turcia, zmeura, zmeura noi o vindem cu 6 lei la polonezi, care în zona economică liberă o ambalează în cutii frumoase și o vindem. Iarăși venim cât de rațional. Unii agricultori fac agricultură. Nu-i vorba, dar nu dați vina pe... Nu. Dacă fermierul astăzi ar avea acces la fonduri, el, grâul lui, nu l-ar vinde cu 2 lei. Păi, l-ar produce carne. Noi nu vorbim de mari lideri, pentru că hai să nu uităm. Banii la mari lideri se duc ca în nisip. Mari lideri au secat râuri, mari lideri au secat iazurile din sat, pentru că au pompat apă din trânsele. Dodon i-a dat voie să bage sondele și... O arat toate pășunile, o arat toate fârtizene. Deci mari lideri au făcut bani. În piață nu sunt mari lideri. Nu. Să ești mici. Mare lider când a fost, eu a fost cu John Deere, unui tractor a costat 150.000 de euro și cumpărat tot din banii statului, din subvenții. Înțelegi? Altceva. De ce pentru asta trebuie să intervină statul. De ce statul nu intervine prin lege cu bunăoară? Elementar se copie din România, legea. Cu obligativitatea marilor lanțuri alimentare, 50% din produse... Domnul Bolea, au zis că legea care prevede 50% pe raft este una abuzivă și el e bucuros că ea nu a fost implementată. Noi trebuie să fim cei mai mari avocați a producătorilor noștri. Noi avem capacitatea să aducem constant produsele care avem. Avem și constant, avem. Și mai mult decât... Dacă legea asta lucra de 10 ani, noi astăzi aveam capacitatea. Dacă legea asta o să încerce să... Noi nu avem zootehnie. Dacă noi nu venim cu un plan de redresare. Dacă o să-i dăm oamenii cei, inclusiv cei care sunt în piață, el dacă are o siguranță, care a fost până mai mult de o săptămână în piață, el dacă are o siguranță și știe că va avea piață în decurs de un an de zile... Mult și discutăm noi sunt falsă, pentru că știți ce, vom avea școli în sate, grădinițe în sate, drumuri în sate, caldarâmuri, cărări. Nu vom avea oameni, deja nu mai sunt. Pentru că forma dezvoltării economică este anapoda și noi nu avem discuții publice despre cum ne organizăm economic, cum satele noastre reînvie. Și degeaba vorbim. Nu. Doamna Ana din Chișinău este legătură experiență prin telefon. Ultimul apel în această seară și după aia facem concluziile. Bună seara, doamna Ana. Bună seara. Bună seara. Vreau să vă frumos. Iată noi aici la Calea Orșeiului 105. Este oprirea și ne-a făcut, mă rog, trotuara, dar vedem că aici urnă de urnă nu-i pusă. Și am scris o petiție la primărie, dinainte cât am rugat să-mi mai pună două scaune și ne-a spus, ne-a venit scrisoare și ne-a spus undeva, că vreo două luni o să mai vină o scrisoare și poate... Încă pe ce văd eu, pentru pe alegerea ce e scaune și așa e asta, și musărul la oprire. Dar vă rog frumos, neurgeli trebuie să așteptăm, acum vreau să mai scriu o petiție și la domnul Ciobanu. Atunci am la și asemblă înainte de alegeri, asemblă fugă. Doamna Ana, ceea ce spuneți dumneavoastră este o chestie îngustă. O să lăsați numărul de contact colegilor mei și noi o să revenim eventual pentru știri cu un reportaj la acest subiect. Mulțumim foarte mult pentru apel, o seară frumoasă. Haideți să facem concluziile. Am înțeles că... Eu am văzut că guvernarea se apucă de la coadă să facă lucruri. M-am uitat la interzicerea patentarelor și mă uit care-i prețul interzicerii patentarilor? Ia ca să spun ministrul Alaiba. Iată, noi vom... Nu, eu am înțeles. Cei care nu până acum activau în bază de patent. Ia că dacă de astăzi nu o să mai aibă dreptul să activeze în baza lor, cât o să câștige statul? Eu vreau să-l întreb pe domnul Alaiba. Câte milioane? 5, 10, 15 milioane? 100 de milioane? Care-i prețul întrebării?
Dar pe de altă parte, în Transnistria, pentru că legea 1001 nu este anulată de către guvern, noi avem pierderi de la 4 la 7 miliarde de lei. Și când văd că ăștia operează, în loc să se ocupe de schemele mari, unde se fură și se fac evaziune de miliarde de lei în Transnistria, cu numai cu metale, de vorba de 500 de milioane, și o spun deputații lui Maia Sandu, prin note informative, prin amendamente, că se fură prin schema făcută de anul trecut, 188 de milioane, este nota informativă a lui Alexandru Trupca. Și când văd toate lucrurile astea, și când văd că se anină din niște patentari, bun, poate fi și câțiva și complexă problemă. Nu e vorba de complexă, e vorba de... Săptămâna trecută, nu vreau să revenim la acest subiect. Pentru locale, domnule Costiuc, dumneavoastră candidați? Eu o să candidez la funcția de primar a municipiului Chișinău. Ce așteptări aveți din această campanie? Unire? Să avem un oraș în care să vrei cu adevărat să rămâi, dar în care să aibă loc producătorul, pentru că ăștia au fugărit toți producătorii de aici și au rămas numai supermarketele, au distrus buticurile astea în care se vindeau fructe și legumii de noastre, le-au lichidat pe toate și acum tăi să duc să stai în rând să cumpere cartofii poloneză de la Bonjour Maman. Domnule Mrăzăniuc, ce candidat veți susține? Adică aveți un nume orientativ, cineva care ar putea să totuși vreau să revin la subiect și să menționez scurt, că ne dorim ca să identificăm un candidat care să fie susținut de cel puțin de partidele extraparlamentare, dar să fie un candidat comun și să venim cu o abordare serioasă, să aducem Chișinăului dezvoltare reală. Domnule Cudreanu, scurt. Doamna Ana, de la Calea Orheiului, problema majoră cu grădinițele. Chișinău nu are grădinițe și primarul actual a promis 20 de grădinițe și nu a deschis niciuna. Asta sunt problemele reale ale oamenilor. Noi ne-am anunțat intenția, eu mi-am anunțat intenția de a candida, dar noi rămânem deschiși, noi suntem gata să facem încă un cer de discuție, chiar și cu cei care am avut deja 3 cercuri, pentru că au fost discuțiile, ne-am întâlnit inclusiv cu birourile politice pentru a identifica anumite soluții și noi sperăm că într-un final totuși vom reuși să constituim un bloc care să mergem cu front comun pe municipiul Chișinău. Despre locale vom mai discuta cu siguranță în acest an, inclusiv în acest sezon al emisiunii Freedom. Haideți să vedem împreună rezultatele din cadrul televotingului. Sunt afișate pe ecran în aceste clipe. Vă reamintesc că întrebarea era dacă ar trebui partidele pro-europene să facă front comun la alegerile locale din acest an. Raportul este de 86 la 14. S-a mai schimbat între timp, dar cetățenii în principiu este clar, își doresc ca aceste partide pro-europene să facă front comun. Nu mai avem timp de comentarii. Doamnelor și domnilor, acesta nu este un sondaj sociologic și nu este reprezentativ. Dacă vreți să vedeți regulamentul, îl găsiți pe pagina de Facebook Freedom cu Dorin Gal. Cred că ăsta nu l-a făcut tot așa că Luțenaș Pușa. Aici cetățenii. Domn Vasile, dar eu cred că dumneavoastră ați văzut tendința. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Mulțumim celor care ați telefonat în direct și celor care ne-ați urmărit. Eu vă aștept săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Să aveți o seară frumoasă și pe curând.